Bună ziua! Bună, Andreea! Și bine ați venit la pot! Bine te-am găsit! Ora mea-i moldovenească, măi! Cine o joacă să trăiască, mai mai. Băi, fii Am, am o, Un mare stres în legătură cu podcastul. Sper să nu mă pun furia să cânt nimic. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. I gotta tell you, baby. M-am îndrăgostit de Monica -i. Eu nu știu să cânt Trebuie frumos să zi asta Să nu-i vină vreo idee Știi că în momentul în care zici N-aș vrea să Atunci a... Atunci se întâmplă Da, 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 absolut <laughs> Eu vor fi Senza malinconia O să vă plimb un pic prin Academie am îmi place maxim tapetul ăsta

Da, cine e? Da, cine e? Cine <gânt> e? Hai, mă, Iată, nu bă, cred. M -a, m -a, ce a primire mi-ai făcut. mulțumesc. Mă, mă. Bună, Bună băieți! Ia uite câtă lume e aici! Hey. Da, mai ușor cu aplauzele, băieți. Ușor Bună. cu aplauzele. Te asta ajut cu tine. astea? <gânt> mulțumesc, mulțumesc tare mult. Ce mișto, ce mișto. Chiar are Mișcarea o ai! Și nu e decât luni, astăzi! <laughs> <laughs> păi, smoldoveancă! Aaa, Păi, cum? Da, ai mai văzut vreo smoldoveancă să nu știe să se miște? Ai uh, să nu știi să te miști sau cum? Poți să luași și florile aici! Să mă mișc e corect. Nu neapărat să dansezi, ai nu te aștepta la o treabă profesionistă. I, i, eu, eu sunt un tip care care îi place să danseze. Da? Da. S-a văzut. Vreau să... cei 30 de ani de când ne uităm la tine. Da. Vreau să te pregătești pentru că, dincolo de toate, este primul test pe care l-ai. Lasă telefonul să zbârne. A, păi nu, l-am pus pe silent. N-am știu că intru direct în pâine. Oameni buni, aici e zero filtru, zero edit, adică... Ia zi. Încep eu...

pe hol Andrei, fix asta i-am spus. I-am spus, băi, am un singur stres. Ah. Am, am vrut să fac și eu un story pe Instagram să-l spun. Mai bun, mă duc la podcast la Prenciu și singura mea teamă este să nu... Poate să mă trebuie orice, numai să nu mă pune când. Și zic, mă gândesc cum să fac că dacă pun story-ul ăsta o să vadă <laughs> că tocmai asta <laughs> -am, da, și atunci da, o să da, meargă da, fix pe o melodie, pe um... ceva și iată-mă, intră în direct în... Durere. Draga mea, Monica. Monica. Bagă aia de dragoste care ți-am zis. Asta e adaptare după melodie populară. Lasă-o baltă cu asta. Draga mea, Monica. Toată lumea care ne privește acum, dar absolut toată lumea. Așa. Cu voce. Cu voce mai puțină. Cu voce mai spre deloc. Toată lumea stă într-un colț de casă și începe. Mm -hmm. M -m 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 -m. Mătură, calcă, iubește, la cumpărături, la podcasturi, toată lumea fredonează ceva. Așa Atunci, e. noi de ce să nu o facem? Absolut, da, ai dreptate. Uite, drept de exemplu, și asta nu e regizată, copii, cântați toată lumea, dar voi toți, uite, n n n n n n n n niciunul dintre ei nu are voce. A Bună! A <fatar> 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 <t> <fatar> Atenție, toată! Ora! Ora! Oh. Hora mea e moldovenească 2, 3 și Hora mea e moldovenească Măi Să Și-ai la și la Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc Mulțumesc frumos ah, M-am simțit o secundă la un Îmi te bătesc ceva Știi că toată lumea cântă da, cu ai mei tot timpul, nu știu ce exact ce e, nu te botez. De foarte puține ori mi s-a procurat divorț, dar asta e altă asta e bine, de foarte puține ori e bine. Zim, dacă ai nevoie de ceva... Am... Da, de șerpețel. Da. Te rog frumos, te rog frumos să-mi dai guma. <laughs> te rog să-mi dai guma. Exact. Guma aia mea. <laughs> și microfonul. Și microfonul. Da, da, da. și mie. Gata, și microfonul. Alo? Dați-mi un pahar cu apă. Yes. Uh, Universal. Hello. Yes. Monica. Yes. I'm the agent. Yes. Uh, no. Podcast. Yes. Who am I? An agent. Yes. What? Ten. Titanic. Voi să facă titanic din nou? <laughs> <bani>? <laughs> nu, absolut nu. <no. laughs> că l-a și bine. <laughs> că vrei să faci Titanic-ul, da. Mm. Eu sunt Titanicul și tu vei fi cea care rezistă mm. până la urmă. Uh, vreau să... Vr uh, îmi par cu apă. Uh, vreau să te întreb o chestie. Și mi-aș dori să-mi faci un mix de apă. Te rog, te rog. <laughs> da, da. Așa. Ești prima mea invitată care îmi cere lucrul ăsta, îmi face o mare onoare. Voi încerca să fac 65-35. Bun, bun. E o rație bună. Păi, am învățat și eu șmecheria asta. A, ești un pic 40-60. <laughs> Perfect. Bine. Am și te rog frumos, gusta bine. acum să-mi spui ce, ce, ce crezi. Vis. Vis. Minunat. mai zic, nu, nu, chiar nu trebuie să aplaudați. No, no, nu, nu, trebuie, nu de ce pe mine. And when the hero comes along. Aia e documentarea, nu? Draga mea, avem de făcut, asta e prima oră, asta e pentru a doua oră, asta e pentru a treia oră, asta e pentru a patra oră, asta e pentru a cincea oră și, bineînțeles, vom face o oprire pentru că cineva dintre <laughs> noi va trebui să la baie și, în sfârșit, ultimele șapte ore. Dar, <laughs> okay. vedeți că am pregătit o prezentare Așa unică. lungă a fost viața mea? <laughs> asta e bună. Da, a fost... Uh... Cu de toate. A fost cu de toate. Bravo. Mm -hmm. A fost... Viața ta este ca un film serial de, care are de toate. Are și dramă, are și comedie, are și, are mult și absurd. Romanță, multă romanță, are și acțiune. Monica are și acțiune. Și numai începutul ăsta o să-ți dai seama că, că am avut dreptate. Așa. Copii, vreau să fiți atenți la bun început. Monica Elena Bârlădeanu. Fix așa. Născută pe 12 decembrie 1978 la Iași, are doi frați. Primul sărut l-a avut la 13 ani. Îl chema Sebastian. Salut, Sebastian. Este fana dietei hiperproteice și are peste 16 ani în lumea filmului, jucând în peste 20 de producții de cinema sau televiziune românești, italiene, americane. Personal, Aici e vorba de aportul meu. M-am pierdut sentimental când am văzut-o în serialul Lost. M-am pierdut. Lost. <coughs> așa? Și astăzi îi spun cu drag un bun venit. Monica I. Bălădeanu. Yes! Yay! N am înțeles. Deci asta e prezentarea Ok. Uf. Opening act, ca să zic așa. Perfect. Și acum prima întrebare spunem dacă este mă iei adevărat. Mai întrebări. Da. A, tu vorbești serios? Da. <laughs> Începem cu... Spunem dacă tu ești asta. Oh, da. Da, eu sunt. Vezi tu, draga mea, că uite, peste ani și ani de zile, Spunem, dacă ăsta e un microfon, asta vreau să te întreb. Da, este... oricât de ridicol ar părea, este chiar un microfon. E un microfon cu fir? Cu fir gigant, da. Așa care care îmi tremura în mână, și pentru că eram foarte intimidată de toată situația și tot publicul de acolo, și mai ales de colegii care spuseseră poezia impecabilă înaintea mea îl lipisem de gură și motiv pentru care nu se mai înțelegea nimic. Respiram în timp ce vorbeam. Nu cred. Da, da, Nu se înțelege nimic. Impresia mea a fost cum am descurcat perfect. Dar te întreb acum, tu mai ții minte ce poezie? Da. Nu mai ții minte ce? Na. Um... Nu, no. no, nu cred că acolo nu țin minte. Nu. No. Dar nu care cumva orice, orice cântec era combinat... Adică eu așa ziceam... Doamne, aveți cumva vreo poezie sau un cântecel? Nu vă întreba așa la grădiniță? Bineînțeles, și aveam mereu unul pregătit, pe la alții în minte totuși. Și din nou nu știam să respir și cântam și respiram în același timp și eșa ceva de genul sand. A spală la covată și Da. Eu eram, aveam, la... am o registrare cu chestia asta. n-ai făcut-o publică deodată cu Aflam. Nu, 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 Dar eu aveam pe, uh, uh, preferata aia. Azi am să crestez în grindă. Tra -la, 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 -la. mai dus în sat cu dorul. doar, mă singur puișorul. Și mm -hmm. am să... Cu, cu zăvorul, Ceva de genul ăsta. era Adică, mă rog, știu despre ea, că nu, nu mai știu. Nu mai știu când de ce... Grădinița era la Iași. Uhum. Vreau să spun că de când De când ți-am dat telefon să vii la podcast Te gândi ce, Cum, ce, vă zic n -n ce -am gândit de, la to la de toate m-am gândit Numai <gaj> că, uh, vezi tu uh, Podcastul ăsta are o, are o însemnătate specială Pentru mine, de ce? Pentru că toate persoanele Pe care le cunosc uh, Din care faci și tu parte Pe care le-am întâlnit De foarte multe ori am crezut că le cunosc, dar nu le cunoști cu adevărat decât dacă intri detaliat în viața lor. Așa Astfel încât Monica Bârlădean este o femeie foarte frumoasă, am văzut-o în filme, am văzut-o la televizor, am văzut-o pe prima pagină de reviste, am văzut-o peste tot. Bă, da, Dar o, o cunoști? Da. Nu, nu o cunoști. Când am intrat în, în biografia ta și am văzut cât de... Complex a putut să fie copilăria ta, cât de. cum s-a dezvoltat adolescența, cum te-a luat valul american și uh, te luptei cu, cu America și cu uh, lipsa relațiilor acolo și cum te-ai întors și cu toate. Deci, efectiv, viața ta este ca un film. Și cred că trebuia să devii, nu știu dacă ți-a spus atunci la grădiniță, dar tu, Monica. Trebuia să devii actriță, e clar. <laughs> păi că mi se pare că a știut treaba asta. Mă rog, pe el bună, și a zis dorit. vreodată? Da, da, el, el și-a dorit. El pe mine, el a vrut să mă cheme Monica după Monica Viti. știi? Monica că, Viti, da da, 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 sigur că da. Actriță. Eu nu aveam absolut niciun... Îmi plăcea foarte mult atenția, da, sigur. Uh, nu aveam absolut niciun gând însă în direcția asta, cel puțin până a murit el, eu mă duceam spre drept și m-am și dus spre drept și am și terminat până când, vezi, viața cumva îți oferă oportunitățile sau cum, cumva ești ajutat să ajungi pe drumul care ți menit să mergi, pe care ți -e menit să mergi. Ziceai de atenție. Da. Eu numai atunci am descoperit că Petru da. e mai mic cu șapte ani decât tine. Da. Și fratele tău mai mare, pompier? Da, <laughs> Am o familie foarte eclectică. Pum. Suntem de. Cu de, o salată cu detate. <laughs> ai vrut să spui salată de băf dar. e o salată cu detate. Da, o salată cu te-ai mai întâlnit cu frații tăi în toată perioada asta? În un, un... care perioada? În, în, toată, în toți anii ăștia, ultimii ani, te-ai da. întâlnit? Pe bune? Cum? Mie nu mi-ai spus. Măi, tu nu mi-ai spus niciodată. De, de, de Când ne-am întâlnit noi la toate evenimentele, toate con conjuncturile astea, tu mi-ai spus, băi, uh, frații mei, niciodată Pai, p nu mi-ai spus de Păi nu știi de ce? Pentru că fratele cel mare nu are nicio legătură cu showbiz ar fi fost irelevant într-o conversație, uh, dar mă mândresc cu el în cu totul altfel. Nu Numai dacă vedea, venea momentul, știi? Adică era... Potrivit. Dar gândește că noi ne întâlnim și în cabine de probă, da, ne schimbăm da, în spate da, da, să-i... Să la spui o filmare. Când că, că, că ne schimbăm, vezi că frate mă la mic... Da, exact, exact. Bun. Și, stai, stai să schimb subienul. Și Iar... frate mă la mare, stai să-mi schimb, știi? Da. Iar în legătură cu Petru, mie mi s-a părut foarte corect să îl sprijin ca o soră, fără să și să-i dau voie să, știi, să se ridice pe, pe, propria lui putere. Am înțeles. Asta a fost foarte important, să știi. Mi se pare și o formă de respect la adresa bărbăției și la adresa talentului lui. El n-a avut, el este un talentat, el n-are nevoie de sora lui să... Ce face Petru promoveze? acum? Promoveze, deși... Petru, muzică! Ele, E, da, produce inginerie de sunet, lucrează cu Damian, cu Teo da, 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 E foarte talentat, e foarte fain. Frații mi sunt foarte mișto, sunt niște oameni foarte fain Deci, practic, unui producător, uh -huh. unui pompier. Da. E actriță, și tu ești prezentator. Mama, iată, ai, știi, pe, tu ești prezentator, iată cei trei P a, a familiei Bâredeanu. Prezentator, producător, pompier. Uh -huh. Se a povestit vreodată, cum îl cheamă pe fratele tău mai mare? Marian. Ți-a povestit vreodată, Marian, vreo nebunie de a lui. El e, la Iași sau e în București? E acum? la Iași. Mariana Iași... Marian a rămas la Iași cu familia lui. Am înțeles. E tătic, care doi băieți. Să-i trăiască. O soție foarte faină, care ca și sora mea. Tata ne spunea un lucru. Bă, îmi place să fim cu toții. Că eram duminica, bun la biserică, că eram duminica masa de duminică, era sfântă pentru noi, ne adunam cu toții. Și în general, acum nu prea ne adunăm, că și tata a dispărut. Uh -huh. Dar dar asta asta mi se pare formidabil că voi vă întâlniți de fiecare dată și cred că faceți o familie destul de sănătoasă. Oh, da, da, da. Uh, ne -am, nu că ne am întâlnit, am petrecut împreună cu două săptămâni, că s-a însurat pentru. <laughs> Da, am avut nuntă în familie. Instagram, păi, hello. am primit un mesaj. <laughs> am primit mesaj. Horia, nu, Horia. Doamne, dacă aș fi știut, aia, păi te -aș super, aia, aia, aia. fi super invitat. Da, nu. Da, ți-ar plăcea, Petru, să știi. în primul rând, pentru că e un om foarte răbdător. Și nu? e un om care dă foarte mult spațiu <laughs> energiilor solare. Ca... Da, <laughs> cum... da, da, o ai tu, da. Și el se descurcă... Calmul e foarte important pentru că trebuie să descurci și cu și dita și mai răbdare. personalitățile. Da, 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 da. Și are toate lucrurile astea că doar a crescut cu mine. <laughs> <laughs> uh, cred că e un lucru important în viața ta faptul că, și asta resimt eu, Uh, am resimțit eu în copilărie Că mama ta a fost educatoare uh -huh. Și cred că A fi învățător, a fi educator Simți că trebuie să le inoculezi Cumva uh, învățămintele despre viață Cum a fost cu mama ta Vis-a-vis -vis de trei, doi hândrălăi Așa a zis tata Doi uh, băieți și, și o fată Băi Am început să înțeleg pe mama <laughs> Mult mai bine Draga de ea avea 30 de copii La grădiniță 30. 30 în același timp pe care trebuie să-i disciplinezi, pe care trebuie să-i faci să te asculte. Tu îți dai seama acum ce ai, că, că, că ai și tu copii. <laughs> Cum faci toți liniște, trebuie să că înveți cântecelul, toată lumea trebuie să cânte, toată lumea, inclusiv proprii tăi copii, care bineînțeles că au senzația că dacă ești mamă, uh, sunt... Uh, și tu nu trebuie să faci diferența între nicio ei. Nici o diferență. Și atunci mama a instituit următoarea regulă. Mm. Eu la, la sunt o vară și educatoare. Eu pentru tine nu sunt mama acolo, să n-aud mama, să n -aud. Deci raportarea noastră da. la grădiniță era, știi că ca să da, soții da, da. la birou, știi, când e scoți elementul de familiaritate ca să ai parte de un tratament echidistant. Mama a ținut foarte mult la lucrurile astea. Uh, făceam însă, și e, e bine că a făcut asta, pentru că aveam tendința să fac un mic abuz de putere. Absolut. Sau trafic de influență, mai știu eu ce. <laughs> Cred că abuz de putere mai da. degrabă că nu de știam că traficul cu... de influență, pentru că în momentul în care ieșea, dacă cumva ieșea din, din clasă, știi, punea câte, pe câte unul responsabil. Uh, așa, așa. Cu liniștea. Și dacă mă punea pe mine, îmi venea mie rândul, pentru că nu, nici nu putea să mă sară. În momentul ăla eram un pic cam prea severă, știi, cu copiii. Ei îmi se părea așa că dintr-o dată m-am urcat pe un tron și cam această superputere și că nu pot, știi, nu o să fie decontate când intră Am înțeles, an. am înțeles. Și oricum ți-a dat o misiune și tu trebuie să o duci la îndeplinire. Da, multe misiuni îmi dădea de genul ăsta, mă rog. Cert este faptul că ea a fost uh, și educator oficial și neoficial la casă, cu siguranță, dar lucrurile n-au, nu știu cum să-ți explic, n-au mm. traversat niciodată. Eu poezia când o aveam de învățat, o învățam la grădiniță. Nu. Uh, nu te asculta acasă? Nu făceam suplimentar acasă. Adică lucrurile se învățau acolo unde trebuie să se învețe. Ea a păstrat această disciplină. Interesant. Uh, eu n-am fost uh, la grădiniță nici cu Marian, nici cu Petru, pentru că decalajul dintre noi e suficient de mare cât să fie. Treci peste grădiniță. Da, da, el era deja în școala uh, primară. Uh, Marian, iar Petru era mult prea mic. Uh, dar cert este faptul că, într-adevăr, ea a fost cea care a pus piatra, prima piatră a formării mele profesionale, ca să zic așa, și aș putea spune și a educației mele artistice, este mama. Și ce ți-a spus? Păi, felul în care ea ce... m-a încurajat pe scenă, în... desigur, să când aveam, aveau părinții mei petrecerea de sufragerie, da, 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 pe da, care da. o știți cu toții, da. pe covorul persan, da, se da, vedeau știu. la o parte canapelele, vedeau rudele. Bineînțeles că era chemată Mona, Mona îmi spunea și tata și mama, mă rog, când eram mai mică, era chemată, îi se punea un scăunel, se urca pe scăunel și Mona trebuia să zică cântece, o cântece, o poezie, o să distreze... Audiența, se facă atmosfera, fac atmosfera. Extraordinar. Așa încât, da, în acest mic performer eram, lucru care, mă rog, s-a diminuat în momentul în care am început să am propria mea viziune despre ce aș vrea să fac. Uh, mă rog, și când am avut-o, oricum, mama a zis, mai bine te faci educatoare sau învățătoare, că asta e ce. e un viitor, sigur. Uite, te măriți cu un părinte undeva. Eu la o parohie Știi că ăsta e cuplajul ideal da, și... Preot de sat La o parohie Cu doamna educatoare Ei tot timpul sunt formease Dar da, știi că și eu am fost, fost îndrăgostit doamna... pe vremuri Când era mai tânăr De o educatoare? <coughs> nu, de o fată Și am zis ce facem Te scot la un suc Nu, era uh, la capătul clasei a 12 deci, și mi-a zis Îmi pare rău uh, Tatăl meu mă trimite la Sibiu La teologie Era imediat după uh, după 89. După 89? Da, da. Da, și la noi. Era cumva, mă rog, opțiunile erau destul de limitate, Corect. știi, și în plus că nu eram la vârsta la care aveam, mă rog, oarecum o viziune proprie. Ea s-a format în liceu. Așa cum mi-ai spus că mama ta s-a inoculat poezia și cântecelul, lucruri de ordin artistic. Așa s-a întâmplat și cu primul tău job. Primul tău job în care, dacă l-ai întreba acum pe un tip la mare care e ospătar mm -hmm. și zice: e, Cum e jobul? Băi, foarte nasol. Stau patru ore în picioare, mi se dau câțiva bani și la revedere. Bă, vrem. Știi, fă, fă o comparație cum erai tu la 16 ani și cum e un tip din ziua de astăzi. Cât munceai tu când erai, când erai tânăr? Păi aveam un program 24 cu 48. 16 ani. Vacanța de vară ca să fiu precisă. 24 de ore... Mă, nu, nu, n-aș nu, nu putea să spun că erau duse greu, dar cu siguranță am dormit multe nopți pe lăzi, lăzile alea de plastic. Pentru că era practic o, o singură gheretă în mijlocul unei terase mm. foarte frumoase, râpa galbenă. Să știi că astăzi de câte ori trec, mă rog, le, le arăt și nepoților mei, uite, aici a fost primul meu job, în apropiere de gară. Și nu aveai practic un loc unde să te odihnești. Era efectiv o gheretă unde să te în picioare să vinzi, să știi, și aveai niște lăzi în spate, punct. Atât. Pentru că patronul sau cel care conducea locul nu se gândea că uh, nu era camera de relaxare no, pentru no, un angajați. Nu exista, nici nu aveai spațiu unde. Dar nici nu simțeam nevoie. Eram atât de uh, dornică să. Să-mi să câștig cumva pâinea, pentru că mi-am dat seama că odată cu, cu asta vine o formă de independență pe care eu mi-o doream. La 16 ani, eu cred că mă simțeam suficient de matură cât, într-adevăr, să fac parte din deciziile casei noastre și cumva câștigând proprii bani și având uh, această contribuție mie asta mi-a câștigat locul la masa deciziilor, la masa consiliului, uh, corect. să zic așa da, Corectează-mă dacă greșesc Nu, care cumva, venea cineva în respectivul loc, local, restaurant, iar tu te duceai probabil cu zâmbetul pe buze și îl întrebai de una de alta Ștergând masa și întrebându-l Nu care cumva asta Adică nu conta, nu puteți să întreb. Vrei ceva, dragă? Nu, nu puteți. de fiecare formă. dată te erai cu bună... Erai... A, absolut da. Practic te pregătei pentru să zic. Dacă, de exemplu, acum te duci la, la într-un platou de televiziune, tu deja ai mina, ești pregătită psihic și, și ți-ai intrat în reflex să ai spatele drept și să ai un zâmbet pentru că vrei să fii gata să servești în cazul ăsta telespectatorul. Absolut da. Au fost momente Absolut. în care, care te-au văzut te -au te să pleci. Dacă vin multe furtuni peste tine, tu tinzi să te închizi. Cum a fost la tine? Mă întreb dacă m-am închis. Cred că am avut o perioadă de închidere, da, 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 da. Dar, um, măi, am plâns de foarte multe ori pe criterii profesionale. Cred că atunci, că vorbim de terasă, Uh, am trăit așa, nu știu dacă am și plâns, e, dar e foarte posibil să fi fost așa foarte la capătul puterilor când nu știu dacă spune documentarea ta, mm. dar eu i-am mințit pe oamenii cam 18 ani. Eu nu le-am spus că am 16. Pentru că eu voiam foarte tare jobul. Și am luat anunțul din ziar și i-am mințit efectiv. Și ei au spus, bine, hai, ei ești în probă. Eu câștigam, evident, din Baxiș Corect. destul de bine. Mi se părea absolut fabulos. Și a venit ziua de salariu, în care mi-au cerut buletinul, ca să mă poată plăti. Și atunci Bineînțeles că s a pus problema, dați seama, renunțării la mine. Adică nu. Și cred că a fost un moment foarte dificil, pentru că eu îmi doream să fac treaba asta în continuare. S-au luat un lucru care îți aducea un venit și care te simțe, făcea să da, simți. Și mi-a ajutat familia, da, era da. foarte important. Știi, că uh, cadrele didactice iau banii pe vară la în iunie. Și după asta îi mai iau un. În... La sfârșitul septembrie. La mama mai, <laughs> da, 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 da. da. Și bineînțeles că aia era o sincopă care era bine să fie acoperită de mine. Și ăla a fost un moment așa foarte dificil, dar probabil că, mulțumesc lui Dumnezeu, treaba mea o făceam foarte bine, pentru că chiar îmi doream să fiu acolo și să, mm. să muncesc. Uh, și nu cred că m-am plâns vreodată de ceva. Și atunci am mers în continuare. Acum, adrept să spun, nici nu știu sub ce formă legală. Cert este faptul că mă de merita. Stai, sau Era începutul Nici nu mai există oricum aceasta firma, nu Dar dar ulterior, știi, băi, e atât de fain să vezi omul lumina reflectorului când strălucește deja. E mișto să-l vezi când e sigur pe sine, pe mișcări, când știe rolul, când... Dar nu... Nimeni nu arată și nimeni nu vorbește despre de câte ori a căzut da, da, pe da, drum da, până da, acolo. Da, 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 da. Eu m-am confruntat toată viața mea cu refuzuri. De ce aveți senzația că mi s-a spus de foarte multe ori da. Gândește-te că uh, ProTV una a vrut să mă angajeze să prezint vremea. <laughs> am dat o probă și oamenii aia mi-au spus că nu am ce să caut în fața camerelor. Știi că e unul dintre visurile mele să prezint vremea? Nu te... <laughs> Băi, e superb, mie mi se pare foarte mișto! Băi, mi se Uite, busul ce treabă bună face. E bine, busul busu acum nu dansează, tu i-aș dansa în locul lui. Știi, acum busul e, e un tip care a trecut prin mai multe greutăți de sănătate. Să-i dorim să multă sănătate. Dar pe nu mă distrează. Apropo, că am văzut o dintre. și cred că te fi potrivit perfect. De ce? Pentru că am văzut niște imagini cu niște prezentatoare din America de Sud. Am văzut și eu, <laughs> eu acum recent unul din credin... Grecia care dansează. Băi, tată, asta e <laughs> vremea! Păi fii dacă tu iei te telecomanda și ta, 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 la 10 posturi, există o domișoară care stă acolo, călăraș, plouă, Constanța, puțin nori. Păi da, dai da, să o faci mai... Da, mai... clar te oprești la aia care dansează. Sigur, da. N-ai cum, n-ai cum. <gânt> nu ok, nu trebuie să, să abați atenția pentru că știrile, de obicei... Uite, așa. asta a fost primul meu șoc la, la când m-am angajat. Așa, și de. când prima dată mi s-a dat la uh, patalamaua, statul de plată. Și mi-a zis, dom'le, uh, domnule, domnul Mubrenciu, noi dorim niște oameni serioși. Mata, când dintre acolo la concursul ăla de cultură generală, faci așa, pe dansatorul, nu, nu trebuie așa ceva. Nu trebuie oameni de încredere, care oamenii să se uite la televizor să se identifice cu ceva serios. Știi? Da, între timp... Aia era toată șmecheria. Da, să... între timp lucrurile da. s-au schimbat... Uh, la șarmul tău, doamne. Dar stai puțin. Poți să părtășesc ceva? Da, te rog. Ceva foarte personal. De exemplu, când te-am văzut eu pe tine prima dată? Unde mai ai văzut prima La dată? televizor. <laughs> <laughs> Erai în, într-un slip speedo. <laughs> Cred că erai la emisiunea de la Marea Mihaelă. mai aici. Crescut? Podcast a fost invitată Monica Bărădeanu. Ne bucurăm foarte mult. Monica, mulțumesc pentru prezență. A fost o plăcere. Până data viitoare vă dorim toate cele bune și nu uitați să luați slipul pe voi. Deci n-ai cum. N-ai cum, da. Dar tu când te ai adus aminte de asta? Când... Toată viața mea știu. știut. nu, bă, bă Până păi a... cum ăla a fost un moment memorabil. Deci tu n-aveai niciun fel de treabă. Eu n-am văzut un om mai confortabil cu cine e el în Slip Slip Speedo, la emisiunea la Miala Adulescu, sau nu știu, era una din emisiunile alea de la Mare. Da, și era, cum, era la Marina Almășan. Era, ai fost a Marina Almășan, iată, și ceva a Șovagă, absolut da. memorabil. Da, o să spun o singură întâmplare ca să vezi ce înseamnă... Era albastru. <laughs> Întrerupem de două ori aici emisiunea noastră, Memorii ne revedem bune, pe, pe, la Mare. Deci, here, o singură chestie vreau să spun. Nu spun contextul, că e lung contextul și toate care s-au legat apropo de viețile noastre care se înlănțuie una după alta, destinele care se și mai departe. O să spun doar atât că um, mi-a spus ce, uh, vrei să vii mâine la o emisiune? Adelina Șovagău era. Așa. Colega Marina Almășan la radio Vacanța. Tu fiind la mare, în eu ce fii La, mare la în plajă? Nu. Eu, eu fiind la mare la galele studențești de omor. Okay. Zic da. Bine, ne vedem mâine. Bine. Bun. Discoteca tineretului, dacă îți mai aduce aminte din costine. Da, bineînțeles. Deci, eu vin cu mâinile în buzunare, nu-mi spune nimeni nici... Acum, cu capul de acum, nu-mi spune nimeni niciun cod vestimentar. nu spune, vezi că trebuie să spui bună ziua, să trăiți la... R nu. Aduceți-o un moleu în platou. <laughs> nici nu știam că e platou de televiziune. Intru. Uh, ea este Marina Scupra. Iar este uh, tine o furtună Sunt doi Fetele, vezi cele trei fete de acolo Ele vor să duce pe domnul Iar voi trei, care noi trei ah, și A Ce fac, ce cu băieții ăștia a doi Sunt concurenți competitorii tăi Voi veți se duce Vai. Cu Marina Scupra Păi dar nu, nu mi-ai spus iar asta, nu contează Atenție, liniște, acțiune <laughs> Superb <laughs> Îi văd pe a doi Care vin, nu știu ce <laughs> da, da, da. Și zic bă, uh, ce faci, pleci? deja procesele mele de conștiință erau majore. Te car de aici? Că n-ai ce trang să faci tu aici. Tu ești un băiat din Brașov, abia ai terminat liceu? du-te acasă, du-te acasă, uite, trebuie te pregătești pentru conservator din Brașov, ca să-i înființați. Da. Și zic, amă, să mă distrez. Eram niște un bluj, niște bluj găuriți, ca pe vremuri, m-am dus la... Marina Scupra, Dumnezeu să Și am zis, baby, nu... am început să, să scot din niște pele de care și eu ulterior m-am mirat. Am trecut, am mi-am pupat mâna galant cum mă a învățat tata și am plecat din, din fața camerelor. Am plecat. Mi-a părut foarte bine. La revedere. Păi nu. <coughs> Vezi că e și proba a doua. Care e proba a doua? Păi în costum de baie. Bă. <laughs> exact. <coughs> și eu zic, eu, eu, eu zic, am chiloții pe mine, nu? Vai de mine. Da, mă dezbrac? Au, da. Și la un moment dat îl văd pe de lângă mine dezbrăcându-se. Tăticule, 1, 2, 3, 4. 1, 2, vai, 3, vai, 4. Vai. Mă uit la biceps. Era așa, așa. Așa, așa. Era pectoralul, cum să Desenați. spun, parcă era, din, mm -hmm. parcă era Jason Momoa în tinerețe. Așa. Zic, ce fac eu aici? <laughs> și eu îmi pun mâna, mă, iau țesut-o adipos de dreapta, zic, ce dracu să fac eu cu asta, mă? <laughs> Înțelegi? Asta a fost distracția mea. Da. Și într-adevăr, mi-am zis atât, câteodată în viață, și aici am vrut să ajung, iar în toată povestea asta, câteodată în viață trebuie să fii puțin irresponsabil. Cât să nu regreți. Adică, mă, te invită mă, uite... Monica, hai să dăm o probă pentru o emisiune pe care nu o știi. Dar hai să uh -huh. Ce pierd? E un casting și văd dacă mă... și am și oameni care se la mine și până la urmă o experiență în plus. Perfect. Hai să vorbim despre asta. Știi da. ce pierzi? Da. Imagine de sine. De fapt și de drept avem o problemă cu asta. Frica are legătură cu o Demontarea a unei imagini pe care tu ai despre tine. Nu aia pe care e ai, că nu-i cunoști. Intri, îți faci numărul, dar tu, dacă. Și, și simțul ridicolului să știe că tot cu asta are legătură. Uh, imaginea ta în fața ta trebuie să rămână impecabilă. Tu nu tolerezi să te faci de râs, să corect, fii prost, corect. să greșești, pentru că, cum? se Tu cazi de pe propriul tău piedestal și mândria asta, ta e... Mândria ta e lezată și asta ne împiedică să avansăm, să. Să evoluăm, să știi, uh, am aflat și eu lucrurile astea, îmi pare rău că n-am citit cărți la momentul respectiv sau n-am vorbit cu oameni care să mă învețe lucrurile astea. Le-am aflat pe pielea mea, și Eram absolut terifiată, uh, absolut paralizată de frică înainte de un casting sau de o... Neînțelegând acum, băi, dar ce era în capul meu? Ce era exact de pierdut? Nu era jobul pe care oricum nu-l aveam, că ar fi ilogic. Corect. Să crezi era? că pierzi ceva ce oricum nu ai. Nu. Era asta. imaginea de sine, ca nu cumva eu în ochii mei să fiu un eșec. Pentru că, bineînțeles, că o greșeală. Bun, lucrurile astea, asta presupune un fel de lucruri la tine. Dar uite, eu ți-aș propune un mm. joc, dacă vrei. Mm. Vrei să zic eu una un joburi pe care nu le-am luat? Uh, Sau eu chestii am, la care am. Eu, eu am am dat probe și nu. Am unul pe care l-am luat. Zici zi tu. Eu tocmai ți-am spus uh, la vreme. Am ratat casting, nu l-am ratat. Nu l-ai ratat, stii... așa. Nu l-am luat. Uh, îl știi pe regizorul. Da, normal, Jesus. Hesus. Păi... Uh, l-am dat cu Hesus. Așa. Ce rol? Uh, și m-am dus acolo nepregătit. De ce? Pentru că îmi trimisese un mail da. în care era un... Nu -am... Deci n-am -am, -am citit deloc nimic. Da. Și vreau să spun că m-am dus acolo... Uh, am dat cu mai multe personaje uh -huh. și era filmul Ho-Ho-Ho 2. Uh -huh. uh, și Hesus, pentru că um, nu știu, se vedea în ochii lui și asta e o chestie, nu știu dacă ai simțit-o, în locul rezolui, hai! Da, 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 e normal. Iar eu încăpățân... pentru că am pierdut datorită unei încăpățânări. Tot o, tot o problemă de asta mentală, știi? Aha. Uh -huh. uh, și după aceea m-am pus într-o mașină cu patru. Era o mașină. ne echipam că e o mașină în patru, eram patru. Și din nou și nu știam textul. și Eram blocat, că nu știam textul. Iar eu știam foarte clar că la film, băi, la film nu prea ai loc de improvizație, nu prea ai cum să improvizezi dacă nu știi textul. Pentru că om a scris un text și vrea să vadă cu cuvintele alea ce poți să scoți pe, pe fața ta. Uh -huh. Ei, și m-am dus de acolo cătrănit rău de tot. Și am știut din prima, cum am plecat de acolo, că, că, -o să că nu o să-l iau. Și, într-adevăr, asta s-a și întâmplat. Da. Uite, vezi de asta, mie mi se pare că, bă, chiar îți trebuie multă. îți trebuie. modestie. îți trebuie smerenie ca da. să faci meseria. Adevărat. Trebuie să fii dispus, să fii orice e nevoie. Pentru că tu, tu vii cu o propunere artistică acasă, tu pregătești rolul, tu îl vezi într-un fel. Da. Și regizorul spune, am... Uite, e ok, direcția, că așa începe. Da. feedback-ul ăla american. Da, 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 când da, da. o să auzi, auzit da. vreodată, e ok, dar să știți că nu e ok. E ok da, direcția da, da. în care te ai dus, da? dar mi-ar plăcea să o văd un pic mai, nu știu, cum și te ducem cu tot o altă direcție. Trebuie să fii dispus să faci ajustările astea. Trebuie să fii dispus să renunți la ideile tale. Trebuie să fii dispus să admiți că nu, ideea ta chiar nu a fost cea mai bună. Trebuie să fii dispus să fii orice, orice e nevoie. Crezi că tinerețea împiedică maleabilitatea asta? Adică da, dacă... pentru că ai multă mândrie, ai. Știi, încrederea de sine se, se poate traduce și ca o formă de aroganță. E ceva ce văd des, știi, ori, ori vezi extrem de multă nesiguranță de aia paralizantă, hmm. pe care eu o recunosc. Dar acolo, dacă omul ăla se întâmplă să lucreze cu mine, cu siguranță îl îl relaxez. Dar tu mi-ai zis de joc zimtu tu un, un casting Un casting pe care nu l-am luat o, o, Da, un, un casting multe, 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 oameni buni am fost întrebat acum recent um, cum a fost primul casting pe care nu l-am luat și cum a fost primul care a fost, mă rog, mm. ce emoții am trăit când, când l-am e... luat da. primul rol bucuit, mm. să zicem așa Uh, și am zis, uite, primul pe care nu l-am luat, am crezut că nu am nicio treabă, mai bine plec acasă, n-am nicio legătură cu, bineînțeles, mândria mea lezată, da? Mm -hmm. uh nu mai voiam să mă duc la niciun casting nu mai trebuia nimic, da, doamne da, ce da, copil da. ce infantilă da, 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 da. Um, <laughs> și, și următorul casting pe care l-am luat, sigur că da a fost, mă rog într-un film, am povestit eu acolo zic, dar ca să înțelegeți între primul și primul neluat și primul bucuit, a trecut un an de zile un an de zile în care mie mi s-a spus nu sistematic în care eu nu am luat castinguri pur și simplu și asta și pentru că erau niște aptitudini care trebuiau perfecționate eram în școală, adică ce voi așa să se întâmple lucrurile. Normal, aroganța tinerească. Dar așa tinerii vor Repede, acum, pe loc. Nu ești dispus să lucrezi la instrument, la... Bun. Da, am primit foarte multe refuzuri. Dar uite, eu un serial, eu sunt mare fan acestui serial și am dat probă pentru rolul ăla și nu l-am luat. Acum mă uit, nici nu mi se potrivea. Dar The Blacklist, l-ai văzut vreodată pe Netflix? Sigur da. Am dat probă pentru rolul foarte tare. Da. Parte tare. Uh -huh. uh, îmi place mult serialul, în primul rând, pentru că... Deși e destul de longeviv. Da da, 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 da. Ar fi fost o treabă bună. Dar, e, în orice caz, uh, sunt foarte multe pe care nu le-am luat, care s-au... Hai să spună? spun, de ce crezi tu? Ți s-a dat vreo explicație? Nu. Niciodată nu-ți dă nicio explicație. Care este explicația ta, având în vedere experiența și maturitatea atunci când l-ai dat? Erai deja matură. Știi e foarte bine că trebuie să fii maleabilă pe, pe, pe gustul regizorului. da. Și chiar cred că am dat o probă bună, dar uh, există, fiată, uh, oamenii buni, vă veți duce la joburi de interviuri. Da. Lucrurile stau așa. Mie mi se pare că cel mai corect și mai. Uh, uh, să zicem, echilibrat mod de a face treaba asta este tu să te pregătești cât poți de bine și să dai tot ce poți în momentul ăla. S-ar putea ca uh, înainte cu o zi acasă tu să ai mai mult acces la emoție, la, uh, la verb, la am să am ai zil mai zil multă bună. Și în ziua cu fapta? S-ar în ziua cu fapta să nu. Și e ok, pentru că efectiv accesul emoțional la tine nu ți este același în fiecare zi. Normal. Serios. Absurd. Sunt zile în care plângi lacrimi ușor, zile în care ești piatră. Pur și simplu. Bun, și trebuie să fii ok, trebuie să știi lucrurile astea despre tine. Bun, cel mai bine este să ai sentiment, să pleci cu sentimentul că, bă, în momentul ăsta, la cât m-am pregătit, și în, acolo în cameră cel puțin am dat tot ce am putut să dau acum. Restul nu să știi că nu mai depinde de tine. Pentru că, să spun ce intră în mm. care sunt factorii. 1, Vă s-ar putea costarul tău să fie mai mic de înălțime decât tine. Și nu te vor bucui. Vor bucui o fată, o actriță care este mai mică de înălțime decât tine. Care este, să dăm și un exemplu. Niciodată Tom <coughs> Cruise n-a avut, în afară de Eyes White Shot, în personalul Nicole Kidman, o care, era care era și propria nevastă. Care era și <laughs> propria O, o femeie mai care înaltă e, decât el. Bineînțeles. Nu, ce ca din, din, din Mission Impossible e de fiecare dată e, cât el. Uh -huh. uh, exact, exact s-ar putea să-și dorească să, regizorul pe ceva blond, s-ar putea să zică nu aș vrea accent de nu știu de care, s-ar putea să aibă producătorul una la, un rol la impuse, pentru că mai face și are un deal de două filme cu nu știu ce actrice. Motivele pentru care tu poți să fii absolut ok ca actor. Pentru că o respingere nu înseamnă că ești un actor slab, ci că nu te potrivești cu rolul respectiv. Dacă tu ești cu sentimentul, mamă, deci proba asta am făcut o varză, da, atunci eu pe motive de competență. refuz. Dar te Te întâlnit vreodată cu o situație în care ai făcut o varză și totuși te au chemat înapoi? Nu. No. <laughs> <laughs> nu, no, când am fost varză nu m-a chemat nimeni niciodată uh, nu, înapoi. Se <laughs> să știi că... Uh, am făcut-o În muzică mi s-a întâmplat asta, am plecat, nu că super supărat, era chiar ziua mea, era în 2006, ți-mi așa acum, era primul meu recital la Mamaia. Nu m-am auzit deloc pe scenă, dar n-am trădat asta pe față da. Eram super enervat pentru că Mamă. nu ieșise nimica și nu se auzea deloc Și am plecat, am trântit la mișta afară de că înainte mai a să Aura Orzicianu mm -hmm. A avut un recital Am plecat acasă, enervat, nu mai vreau să cunosc mine N-am mai vorbit la telefon cu nimeni zile întregi Până când zic, hai totuși să văd pe TVR mm -hmm. cum a dat chestia asta și brusc îmi dau seama că proba mea, da, recitalul meu era onorabil, se auzea și bine, se auzea și bine și, dincolo de asta, nu se vedea deloc. Starea mea afectivă de acolo era mm -hmm. una, mm -hmm. ce transmitam pe față și ce se întâmpla pe scenă era cu totul alta. E adevărat că. Tu ești doar tu singură în fața tuturor la un casting. Poate cu cineva sau înparți. Uh, uh, dai... Da, la casting e, e destul de rău, pentru că tu ești sing, toate camerele sunt pe tine. Dacă uh -huh. au două camere, regizorul și directorul de casting e în spate, și directorul de casting îți dă replica. Director de casting care, de obicei, este, are altă profesie decât aia de actor. Îți dă o replică cum ți-o citește fratele tău acasă. Eu cu Petru m-am antrenat pentru multe castinguri uri apropo. Mișto! Până -sunt Bravo! Da, Sunt da replica, Bravo. da, da, da. Nu, e foarte ok. Ți-am zis că e... am niște frați foarte faini. Uh, bun, și atunci, sigur că da, de asta spun, în circunstanțele date, tu dai tot ce ai mai bun. Dar să nu-și imagineze cineva că drumul spre succes e plin cu da, sigur, cum o să fitra, nu vă da, rog, frumos dar vă oferim, nu, pentru absolut toate. Și cu circulației stă în alb da. <laughs> Oh, doamne 2004 a fost plecarea în Los Angeles? Da Și sperăm dacă cine este Ivana zic bine Ceabăc Așa-i da, zice? Da. Cine-i cine fata asta? Cine-i doamna asta? Mai, fata asta e o mare fata. <laughs> da. Mie mi, -mi s-a mi -mi spus că a avut legătură cu, cu Brad Pitt și cu Charlize Theron. Mm -hmm. mm -hmm. Și cum ai întâlnit totul pe Ivana? Păi... Uh... Te plimbai prin Los Angeles? Să mm, începem așa. No, aș vrea să fie <laughs> genul ăla de poveste, nu... Da. Uh, evident că am căutat foarte multe studiouri uh, unde să mă antrenez, studiouri de actorie, și am trecut prin, prin destul de mulți profesori, da. Simțeai că nu e tocmai, nu e completă formarea, nu e. Și bineînțeles că, vorbind cu colegi stânga-dreapta, cine e, care sunt profesorii de top, uh -huh. am ajuns și la numele ei la numele ei am ajuns prin cineva care studiase cu ea, care nu mai studia acum, pentru că era jucat într-un serial și nu putea să meargă la școală. Ei cred foarte mult că actoria tipul ăsta de filosofie, e un, presupune un mușchi care se antre antrenează constant. Am înțeles. Adică nu ai studiat 5 ani, gata, puiu te-am lansat te ai lansat Frumos, în viață. Bravo. Și atunci un practic actor de absolut orice calibru, să zic că la școală îl vedeam și pe James Franco, adică omul venea, era în primul rând acolo, cu caietelul, frumos, cu creionașul. Și, ce crezi că își nota vis-a-vis -vis între... de un rol? Nu, m-am uitat, dar e posibil, nu, vis, -vis de tehnic, de instrumente. Dar când spun instrumente, înseamnă că tu desfaci o scenă pe 12 puncte. Ce Aha. vrea personajul, unde te trebuie să ajungi cel împiedică, cum faci, ce acțiuni ei ca să știi cine ești mm -hmm. și tot felul de lucruri de astea. Bun. Închid această paranteză și am ajuns, mă rog, cumva foarte greu să audiez o, o, una din clasele ei. Mi s-a părut femeia fenomenală. Antropolog. O, o, o tipă care practica o formă de, de predare așa foarte adâncă și foarte cumva pf, cu pieptul la vedere. Adică nu, a, nu colegii mei se așezau după o secvență pe care o, o performau pe scenă, mm -hmm. se așezau pe scăunel și a începea ok, mama, tata, nu știu, iubitul, se intra în niște detalii care erau pur și simplu aveai senzația că ești într-o cameră de terapie. Acolo nu se rezolvau probleme emoționale. Ea nu făcea decât să te învețe cum să-ți folosești propriile dureri uh, sau... Să ți le canalizezi pentru... Da, exact. Inclusiv lucruri care sunt active în tine, pur și simplu, mm -hmm. care stârnesc în tine ceva. Bucurie, tristețe, invidie, jalozie, toate lucrurile astea, ea te ajuta să le identifici față de cine sunt și să le folosești, pur și simplu. Uh, repet, rezolvarea e la uh, terapeut. Ea însă... Da, da, combinația asta este foarte importantă da. pentru că. Dacă nu-ți regăsești în tine forța ca să exprimi personajul, atunci degeaba ești actor de suprafață. Dar să știi că actor de suprafață nici nu-i crezut, pentru că tu simți că acolo nu-i adâncime, tu cel de acasă. La un alt nivel, tu nu știi să spui de ce nu ți-a plăcut cum a jucat, dar la un alt nivel se înregistrează că există lipsă de adevăr acolo. De fapt, știi drept. E autentic atunci când e adevărat pentru tine. Când e adevărat pentru tine și simți în tot rărunchii tăi că spui da, știi? simte și ăla de acasă. Atât de multe declarații din partea actorilor și în ultima perioadă, în ultimii ani, practic, ultimii 10 ani, în special cu telefoanele și cu toate informațiile, sunt foarte multe declarații de genul uh, cum să dai replica firescul firescului sau firescul regizat sau, sau lucruri pe care le spui foarte ușor, le-ai spus foarte ușor sau mai trebuie să le cizelezi puțin? Uh -huh. Există o... Știi, lupta asta. Încă nici cei mai... Vorba vorba pe care mi-ai spus e foarte importantă. Omul venea și lua notițe da, în fiecare zi și ai spus un adevăr formidabil. Acest... Actorul este un, este un, practic, un alergător care alergă în fiecare zi, se antrenează în fiecare zi. Uh -huh, uh -huh. Uh, inclusiv să știi, uitatul la oameni, pur și simplu, comportamente, lucruri interesante pe care tu le vezi și pe care le poți atribui unui personaj. Și asta e muncă. E absolut totul, devine muncă. Tu știi că noi aveam parte din cele mai fascinante exerciții. Adică eram uh, efectiv uh, puși să ne notăm. Ce stârnește omul? Nu știu, ești cu prietenii. Mm -hmm. Ce stârnește fiecare din da. oamenii ăștia da. în tine? Da. Uh, să identifici sentimente. Ce îți uh, provoacă invidie? Tu trebuia să știi. Iată te întreabă imediat ce ți provoacă invidie. Uh, păi dacă, de exemplu, și-a cumpărat... Nu știu, trebuia să știi. Da, 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 Pentru că tu trebuia să le ai la îndemână și să le folosești Terapid. în cazul în care de asta era nevoie în personaj. Dar tu știi că asta seamănă cu un antrenament de de agent CIA, de BI. Tu îți că... Eu cred în Da, ea a compus această metodă care este foarte, nu știu, e așa, un... de sniper. Da, da, <laughs> Super da. Gândește-te că da. Ești, o, 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 ești un spion. Da. Și memorie trebuie să ai. Și, da, toate. bineînțeles, ești un spion care de fiecare dată prin te uiți la respectivul și apropo de filmul ăla în care uh, nu mai ți actorul, când îl întreba era detectiv, îmi spune unde ai fost în noaptea, ai omorât-o perspectiva? Și el întâi așa ceva din buze, care denota frica și minciuna și el zicea, și răspunsul era exact pe invers, știi? Și îți dădea seama, da, m-am mințit. Uh -huh. Din toate uh, grimasele pe care le făcea și din toate uh, funcțiile astea pe care le are fața. Microexpresii se numesc astea. Vezi, mă? Da. Acolo, acolo îți dai Nic... seama de adevăr. Uh, pentru că niciodată corpul nu o să minte. Lucrurile astea tot în școală le înveți. Niciodată corpul nu minte. Și atunci te uiți la, la disonanță dintre text și corp și ți-ai dat seama că nu e adevăr în actor. Dacă vine cineva aici în față da. și spune băi, vezi că am făcut nu știu ce și îmi spune o o, o replică de asta plină de plină de acțiune și plină de uh, întâmplări, tu îți dai seama dacă respectivul, adică ai putea să-ți dai seama dacă respectivul, tocmai datorită experiențelor tale, respectivul minte. Dacă exagerează, da. Eu, până acum eu... <laughs> Cucică, cum mă descurc? Cum am fost eu, adică cât de mult nu, am exagerat. Nu, nu, nu m-am concentrat. <laughs> la asta. Vezi pe ce înseamnă diplomația? Și asta de învățat uh, Ivana. Da, bineînțeles. Dar să știi că e, e absolut, cu, e cu adevărat uh, fascinant uh, pentru că ea fiind antropologa, a fost mereu uh, clarare, o expertiză da. în studiul comportamentului Umant, uman. Da. Și atunci îți dai seama că pe asta te-a te antrenat. Te e foarte mișto, era foarte faină și perioada asta în care noi trebuia să, în decursul unei săptămâni, trebuia să îți notezi fiecare întâlnire cu fiecare om pe care ai avut-o și să îți dai seama în conversație ce voia celălalt, ce, ce motiv avea să aibă această conversație. Ce vrea? Vrea Ce validare, spație, vrea bravo, recunoaștere, bravo, da. vrea bravo. să fie plăcut, vrea să, să aibă putere, să domine, toate lucrurile astea. Tu știi că mă gândesc la asta câteodată? Mm. Când îți dă cineva un mesaj Așa. și spune, Monica, te sărut cu drag, abia aștept să ne vedem. Nu ai niciun fel de grimasă, niciun, niciun fel de microexpresii. Ai doar mesajul. Așa. Eu cred că și din mesaj poate să-ți vină un hint, un indiciu potrivit stării lui de spirit și ce se ascunde în spatele invitației. Alegerea cuvintelor înseamnă ceva. Ce cuvinte alegi? Depinde și cu ei atribuit. că dacă vine de la tine, e așa. E, tu ești un bon om, tu ești un afectuos. E foarte important. Dar eu sunt vulnerabil. Nu, nu mă pui la cap. Eu sunt vulnerabil. Auzi, Oricum, lumea mai trimit doar în până... inimioare. <coughs> nu poți să citească <coughs> nimic cu inimioare. Nu e niciuna, ce obita, așa. <coughs> și... Lasă, e mai bine așa o interpretează Ce vreți să mă trebuie? Ea. Uh, că ai zis asta de vulnerabilitate, da, de da, nu știu da. ce. Tu ai uh, început să acoperi vulnerabilitatea asta cu umor. Da. Cu... Uh -huh. da. Uh -huh. Și mai aveam o chestie acum vreo 20 de ani, eram deja cunoscut în țară, și când mergeam, ca să-mi fac simțită prezența, asta e o chestie care mi-a mi rămas în cap și mi-e frică și mă ascund acum de lucrul ăsta. Începeam. Hei, 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 A, ulea a venit și dar, de fie... Aul, A, o la da, da, da. De fiecare dată, da, și am ok ca toată lumea să știe, să nu există niciun fel de dubiu. Dar credem, așa cum știm Dacă ai intrat <laughs> cu <laughs> in the house, <laughs> pentru că se aude de pe hol, <laughs> O ar... râsul tău ori. E cineva aici? Așa să foarte liniștit. Uh, tu ai spus un lucru, citez. Americanul este un om uh, la al cărui suflet ajungi destul de greu. Așa. Zim, de ce ai spus lucrul ăsta? Eu nu vorbesc acum de tagma actoricească, regizorală și așa mai departe din, din Hollywood. Vorbesc de un om simplu, de pe stradă, care zice: Băi, Monica e frumoasă. Vrea să-mi cânte ceva. Sunt atent la ea, îi dau credit deja. Și dacă tu cânți bine, bravo, Monica. Mai punem în șpriț și îți răspund la întrebare. Dragii mei, invitația mi se pare destul de concretă, de aceea, dați-mi voie să... Aoleu, upgradăm? Să upgradăm apa plată <laughs> cu apa minerală dispar deocamdată. Am înțeles, discuția asta o să fie lungă. Îmi place uh, rozeul. Vreau să-ți vreau să mă mărturiesc sincer că e un lucru la care, la care lucrez. Oamenii depinde de țară, habar n-am, poate. Ei sunt dispuși să-ți dea, pe la o scară de la 1 la 10, poate 2, poate 5, poate chiar 9 credit. Eu îți dau 10. Mm, 10 aici din partea mea. Bine ai venit, mulțumesc. Bine 10, continuăm. Găsit. Oh, e minunat. Este un vin cuza. Nu, nu m-a acuzat că ți-am spus cum este vinul. Nu, ți-am spus eu cum e vinul. <laughs> E minunat, e foarte Mulțumesc. bun Eu cred că tu vorbești despre lucruri diferite Ce am vrut eu să spun cu asta Are complet Altă adresabilitate am înțeles. Eu vorbesc de, de relații Pur și simplu de, de prietenii De relații sociale Care au O profunzime până la nivelul 2 Cu, nu știu, am simțit Mereu că în prieteniile mele cel puțin cu românii, cu da, prietenele da, da. mele de aici, din România, din Iași, din București, din poți să te duci până la capătul pământului, până la inima pământului. Totuși, nu știu dacă e vorba de o, e o moștenire, să zicem... Am înțeles la ce te referi. Ancestrala noastră, o, o predispoziție și o... De fapt, o disponibilitate să mergem adânc până la capăt. Să dăm noi credit. Și lor, Da. Și a lor să se închidă la orice are o. o familiaritate. Nu. O notă profundă, dramatică sau dureroasă. La tipul ăsta de experiență mă refer eu. Am înțeles. Acum, ce spui tu este perfect adevărat. Uh, unul din lucrurile uh, pe care eu uh, le-am asimilat și le-am păstrat și acum cu mine este această. Uh, nonșalanță a lor de a chiar de a greși, de a căuta împreună, de a nu spune nu din prima da. la nimic. Mm -hmm. Nu o să vezi niciodată că te întâmpină cu nu în legătură cu orice. Mm. Pui pe masă o idee, e semi-tâmpită, știi? Da, se da, 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 Dar ei spun... Ok, hai să vedem cum lucrăm cu chestia asta. Ce-ți se place să păstrăm de aici? Înțelegi? Am înțeleg. Până la urmă ajungem cu totul alți spații, dar nu ți-a spus nu. Dacă ceri ceva imposibil, ok. Okay, o să fie provocator, ca asta zic, Aha. it's gonna be challenging, o să fie provocator, dar hai să vedem cum, mă și se găsesc soluții, chid că sunt altele. Dar uh, acest, uh, această întâmpinare cu brațele deschise, a unui act artistic, mm -hmm. a, a, oricărui, uh, idei, a oricărui idei care poate că nu sună bine din prima, uh, te face să să ai această libertate să șeruiești ideile. Am înțeles. Nu să, le, să te închizi să te complexezi. Auleu, da, da, da. am fost prost. Auleu, nu am se -o poate doarme da. ce cer imposibilul. Da, da. Auleu, cretin otaj în gură, nu mai. Da, 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 da. Știi? E eu în sensul ăsta ei încurajează absolut Inițiativa orice. asta. De exemplu, mm. nu știu, ședința foto în state, de exemplu. Se pune o lumină, treci la cadru. Mm. OK ies prost, ok, mai ajustăm lumina, căutăm. Și căutăm unghiu și căutăm momentul și căutăm împreună până ajungem unde trebuie. Ei, aici cumva am simțit mereu că fotograful trebuie să livreze totul perfect din prima. <guss> și e ok! Hai să căutăm împreună că s-ar putea să găsim niște lucruri mai mișto căutând. Dar... Căutarea presupune niște mici eșecuri, Absolut, pe care, bravo. bineînțeles, că nu vrem să ni le, pentru că imaginea de sine, pentru că ce Am înțeles spus? ce zici. Băi, e ok să cauți și e ok pe, pe drumul acestei căutări să nu ți iasă. Trebuie să ai doar încredere în această căutare, că vei ajunge acolo unde trebuie. Trebuie să ai însă și un partener cu care care să înțeleagă chestia asta, nu care să spună: "A, prost, foarte prost, foarte prost. Nu-mi place ce faci." Te-ai gândit vreodată să... să faci un curs pe tema asta în care să le explici cum trebuie să comunice ideile pentru a ajunge la cea mai bună variantă a unei probleme, a unei soluții? O să fac treaba asta, să știi. O să fac treaba asta pentru tineri, uh, pentru absolvenți de liceu care uh, mă rog, care vor absolvi liceul practic uh, anul ăsta școlar. Uh, acum, la sfârșitul lunii, o să șeruiesc exact din, din lucrurile astea pe care le-am învățat și din, și din uh, vreau să vorbesc exact despre această căutare. Că uite dacă te uiți la parcursul meu profesional, mie nu mi-a fost frică să să sar în nimic. Din ce îmi aduce bucurie și din ce am pasiune pentru din lucrurile pe care le simt cu pasiune. O să începem cu țara. Țara. Mm -hmm. România. Da. Poți să trec în revistă experiențele tale de televiziune? Oh, da. Fii Desigur. 2002. B1 TV, prezentatoare, emisiunea se numea La Strada. Mm -hmm. L-am avut pe. Mm. L-am avut pe Traian Băsescu, era Așa. era primar. Așa. <laughs> și ne-a adus o icoană mm. <laughs> cadou și eram atunci cu partenerul meu Dan Tudor Tudor. Și, Dan, tu tutor, uh, și uh, mă rog noi regiza, mă rog regiza Călin Mocan, un o, o mică ceartă între aha, noi aha. și el uh, era așa un fel de divă care părăsea această emisiune, că nu mai putea. Și, și te lăsa singură. Și, da, și cumva și i-am zis, a, nu, stai, nu, nici nu trebuie să că plec eu și nu știu ce. Și mă cu scutin minte că a zis, a, păi dacă plecați, nu a fost să și eu. Și a fost așa un, un moment dintre ăsta la care m-am uitat și mi s-a părut super simpatic. Mai ani mai târziu. Văzut cu anii, da. Da, da. Pentru că era pe un VHS. Acum nici n mai putea să-l văd. Vizionezi undeva. Da, da. da, da undeva. Da. <laughs> să mă duc în talcioc <laughs> să caut VHS, un VHS. copii, este o casetă așa mai mărișoară, mai mare decât caseta audio pe care ați pierdut-o și pe aia, și se bagă într-un aparat care, efectiv... Ca da, ca și are desface. o bandă care dacă s-a rupt s-a terminat și Eu zic că dacă ai un BHS, mai bine te bazezi pe amintiri astăzi. Da, 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 da. mișto, mișto. Uh, mai bine undeva. Exact. Da, și mi-amintesc că uh, uh, aerul pregnant terifia, de terifiat, de om terifiat, de mm. absolut orice interviu, pentru că nu mă puteam relaxa, nici eram. Eram slabă, rău. Eu, eu cred că eram cum comunice... Slabă, slabă, profesional. Slabă, profesional. Da, eram atât de terifiată și mă gândeam la ce o să spun eu next, încât nu ascultam ce zicea omul, tu îți dai seama. Ole ce-l întreb, ce-l întreb, dacă asta închide propoziția, mă uitam, mi-aminteam. -mi da, da, Iar da. omul acolo îmi dădea aur. Înțeleg. Iar eu nu aveam nici măcar o singură întrebare de urmărire. Atât de terifiată eram. Foarte, am rușine. Da, mă, dar asta, stai mă puțin, astea sunt sens senzaționale. Se pare, da, da, asta nu e o chestie de formare profesională. Mie mi se pare astăzi că e o chestie de common sense știi? De nu puteam să scăpăm de această. Cine s-a înainte înaintean în de 2002? Monica, vezi că trebuie să faci chestia asta, mamă. Nu, nimeni, nu știu. O făceam cu toți așa, după ureche și la cum credeam nimeni Și crezi că noi strică că n început eu, domnule Brâncio. Lăsați lăsați pauzele active, știți Aș vrea să spun mei că pauza activă înseamnă și așa, ceva, mă așteptau. Bă, nu lăra nimeni pauza activă, cine cine știa că ești știi? Da, da, da. în vechea erau în speriați. 2002, deci cred că ai avut atunci o explozie vizuală plină de shootinguri. Nu mai spun că erai celebritatea din România care primește cea mai sexy vedetanul. Era unica, era TV Mania. TV Mania e, cred da, că, singura da. care mai rezistă în modul de față. Da, da. Erai era peste toate, în toate coperțile. Și după aceea, prin în 2003, o altă emisiune, Viața în direct. Uh -huh. Zi-mi o de acolo. Eram la mare că că Am făcut și noi emisiunea la mare Ca toată ca lumea, toată bine, lumea țeles, da. la Mamaia. Și mă pregăteam să intru în direct Aza. Călin Mocanu Producătorul nostru mm. Era în zonă A venit un domn la mine uh, cheliuț așa Așa. O, uh, Da, da um, Chelea uh, Cu un rucsac Aza. în spate Și a venit la mine cu, cu un aer intelectual Aza. Și mi-a zis Monica uh, Și eu da Uh, am venit, am un mesaj pentru, de la tine, uh, pentru tine de la Sigmund. Eu zic Sig, Sigmund și îmi cad de față și zic Sigmund, că îl văd că mă uit în ochii lui și văd că ceva e în neregul și zic Sigmund, Sigmund Freud. Zic Sigmund ca Sigmund Freud? Și el zice, da, da, la cu chelie, un pic, și bagă mâna în rucsac. Și atunci, bineînțeles, cred că mi s-au făcut pupilele cât China și am zis... O secundă imediat, Căline, uite, domnul Sigmund Freud a venit să ne viziteze și o secundă. Și vine Călin, deci mi-a și văzut, cred că, fața. Dar nu era asta, era în afara camerei. Da, 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 nu începusem emisiunea, dar noi intram în direct. Am înțeles. și domnul are un mesaj, îl preiei tu, te rog frumos, acum. Era o emisiune direct care avea mulțime adunată, tu știi cum era alea de la mare. da. <laughs> Ideea este că omul, când a băgat mâna în rucsac, nu mi-am imaginat decât cum scoate un cuțit și și taie corect. gâtul pe loc. Călin l-a luat a vorbit cu domnul Sigmund Freud a dat <laughs> <subționatul. laughs> nu -a țin minte absolut nimic din emisiunea care a urmat după Pentru îți dai seama, am fost terifiată eram cred că stânga-dreapta într-una ulterior țin minte că m-am cazat la alt hotel sub alt nume și pe el l-au reținut la poliție 24 de ore dar omul nu avea armă albă la el în rucsac și nu aveau practic cum să-l mai... l-au luat mă rog, să-l intervieveze, da. Nu știu ce, 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 ce ar fi vrut el să-mi dea, să-mi spună. Cert este faptul că avea ferma convingere că el vine din partea lui Sigmund Freud și... O să-i transmit lui Jung și chestia asta. Da, da, da. Nu știu ce În 2004... Asta, asta nu mai rețin eu, dacă primele două le rețin, asta cu extra vacanța din 2004 nu mai rețin. Și asta a fost, de fapt... A fost o chestie foarte scurtă. Drumul tău către... Da, aia era deja o intercalare, adică veneam, făceam. Nu mai eram cu mintea aici, eram Am deja înțeles. cu sufletul acolo, de fapt și de drept. E foarte interesant și o să vedem imediat. E o pauză foarte consistentă între 2004 da. și după aceea revenirea ta da. la prima emisie da. în 2018. Da. La ferma e, vedetelor. Cinema. Da. E la ferma vedetelor. Uh -huh cred că ai avut cred că ai avut de învățat și din experiența aia, fără doar și poate. E, cum să nu? Mai ales că au avut niște lucruri destul de... Cred că au fost niște... Era la ProTV asta. Da. Erau niște lucruri destul de dure acolo, întâmplări destul de extreme, la, la limita extremă. Da. Și mi se părea, dacă mă întreb pe mine, era prea... Erai, erai prea frumoasă pentru cadrul la plin de, Prinde elemente dure și relații tensionate. Mm -hmm. Tu cum ai simțit-o? Nu, știu, nu, nu m-am gândit la asta. Mie mi-a plăcut foarte mult proiectul, uh, pentru că eu l-am văzut altfel. În Aha. mintea mea, eu ce jucam acolo era cu totul altceva. Era experimentul Stanford, care este un experiment faimos. Tu știi experimentul. Păi da da, 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 dacă e așa, da, interesant. Iată, vezi? Ui, <laughs> da, da, da. Eu am avut o experiență absolut fabuloasă, la fel. Da, fabuloasă. Da, înțeleg, înțeleg. Mamă cât i-am studiat, tu nu ai idee să până seara târziu în carul nostru, cu ochii pe ecrane, cu căștile pe urechi, să-i ascult, să-mi dau seama cine ce, cum, să-i văd transformându-se. Pentru că bănuiesc că știți cu toții proiectul, uh -huh. ți se ia telefonul, absolut tot și destul de mult. Identitatea ta profesională nu mai e relevantă în mediul ăla. Experimentul Stanford, de asemenea, ești, de fapt, ești dezbrăcat inclusiv de identitatea ta de om. Asta înseamnă că ți se ia numele și ai doar un număr. Și bineînțeles că sunt atribuite roluri. Așa cum erau și în fermă, mm -hmm. se, dă, se distribuie puterea unora și rolul de supus altora și atunci se vede ce iese din om. Știi că l-a fost întrerupt, a fost pentru că ce a ieșit din oameni sunt acte da. de bestialitate. Da, da, da. Dar nu e cazul la fermă. Absolut. Dar pe mine m-a fascinat rotirea puterii pentru că pe fiecare dintre ei îi vedeai. Pur și simplu transformându-se incredibil de la poziția de servitor. Știi că e servitorul. Case, este casei care, șef... care face anumite lucruri Da, da. Care face uzuale. în principiu lucrurile uzuale, adică spală, spală după toată lumea. Spală, da. mâncare așa mai exact. și așa departe. Exact. Și uh, când le venea uh, rândul. rândul să stea în capul mesei și să fie șef la rândul lor? Decidă, da. Aha, aha. E, credem. Aia e o experiență absolut fabuloasă. Păi mine asta m-a fascinat. Aveam mansarda în care locuiam uh, la pensiunea la care eram cazată Uite ce ai fi zis că e de detectiv. Aveam a fișa, profilul psihologic al fiecăruia. Pentru că ei au fost și evaluați psihologic. Ma. Și pe fișa aia adăugam noi chestii. În fiecare ce observațiile mele personale, ce descopeream, cât de aproape e de, de a ceda unul sau altul. Uh, da, adică, crede-mă, era așa tot... Deci tapăt, dacă ai știa și veni vreodată aia, la emisiunea aia, tu, tu mă vei fi avut pe geam acolo și îmi zici Horia. Nu clachează. E destul de dur. <laughs> uh, uh, nu știu. Tu știi despre tine lucrurile astea, tu știi lucrurile fără de care nu poți să trăiești. Ce, interesant ce îmi zici. Ce eu... faci dacă nu mai ai la, la îndemână ce ai acum? Ce faci S dacă ești redus la un simplu servitor și trebuie să speli <coughs> după alții, după colegii tăi? Să știi că, să știi că uh, eu după nu. Oameni care te-au pedepsit atunci când au avut puterea. Am înțeles, să nu ca să fie un fel de o represarii? Da, bineînțeles. Oamenii au folosit puterea în foarte multe feluri. Să regleze conturi, să plătească polițe sau să se înalțe pe sine, poate într-un mod artificial, știi? Adică, vă arăt aici ce înseamnă. Am înțeles, am E foarte interesant ce face omul cu puterea, de fapt și de drept. Dar e foarte interesant și ce face omul când nu are când a avut-o și a pierdut-o. Cele două fețe, da. Foarte, foarte interesant. Eu uh, îți pot spune că uh, viața mea a fost destul de interesantă pentru că acești 30 de ani care au trecut au fost uh, vârfuri formidabile și ca o sinusoidă perfectă, niște văi absolut, uh, niște văi ale marianelor foarte, foarte bine controlate. Ai și o groapa, Marianelor? Au fost mai multe gropi, pentru că eu de fiecare dată zic, băi, există momente care te propulsează, trebuie să știi să gestionezi, să le menții, dar în același timp există și voi pe care trebuie să le gestionezi și pe ele. Pentru că, și știu asta de la Sinatra, Sinatra zice așa, mă, erau momente, după ce femeile toate în America fugeau după mine Și nu înainte de, 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 de explozia Beatles a fost explozia Sinatra După ei Sinatra a fost explozia Elvis da. Iar omul, în niște imagini pe care le avem Din 40, din 30, din 40 Omul era atacat în plină stradă Femeile în puhoi erau după el mm -hmm. El trebuia să se ascundă mm -hmm. Și brusc, pentru că asta e interesant Brusc, și zicea și el chestia asta Eram prin 1949, aveam probleme cu vocea, iar eu stăteam frumos în fața telefonului și nimeni nu mă suna să mă invite la niciun spectacol. Iar momentele alea, dacă nu ești bine construit mental, poți să ți iei lumea și o să pleci, să te duci, să mai știu Sunt o mie de variante care poate să fie. Da. Intervine în momentul ăla respectiv. Deci, și succesul, și în succesul, trebuie gestionate, trebuie echilibrate oarecum. Iar cred eu că pe măsură ce le încerci pe fiecare, numai atunci, văzând și alb și negru, și minus și plus, zici cam asta e, știi? Ca și când ai regla o mașină pe care o conduci, care o face stânga-dreapta. Și, în sfârșit, ușor ușor găsești drumul drept pe care nu-l găsești atunci când știi ești mai... Aici cred că e o discuție mai... Profundă. E un pic mai amplă, știi? Mm. Eu aș defalca -o. Pentru că succesul e una, fai mai alta. Și asta e adevărat. Da. Faima mie mi se pare extrem de dăunătoare. Pentru că faima se duce la ego. Când ego urcă... Ai trecut prin vreodată prin faza asta? E normal. Cum să nu? Când păi De unde crezi că știu lucrurile astea? <laughs> am știt Când ego... La început. La început. Bineînțeles că la început. La început când toată lumea dintr-o dată te știe, toată lumea da, te... Da, da, Stai să da. și eram un copil. Dar dintr-o dată pericolul e ăsta. Uh, și vă spun că eu am picat în toate aceste capcane. Ai senzația dintr-o dată că absolut tot ce, tot ce scoți pe gură are valoare de adevăr că e și important, că e și deștept? Nu! Doar pentru că lumea te ascultă asta nu înseamnă că ce spui e bine. Uh -huh. uh, dintr-o dată ai senzația cum? Nu ți se poate închide nicio ușă. Știi? Ego. Ego, un ego extrem de dăunător, da. care te, te face să devii mofturos, capricios, insensibil, egoist. Și cu asta, când ești și egomaniac, și egoist, eu nu știu cum se poate lucra cu cineva așa. Bun, dar perioada asta a fost, a fost destul de scurtă la da. mine, totuși, pentru că America îți dă repede două palme, nu ești nimeni și o iei de la zero, nu, nu te cunoaște nimeni n-ai nicio relevanță acolo ești unul din elevii de la școală mm -hmm. și lucrul ăsta m-a ajutat extrem de mult, n-a avut nicio problemă să o iau de la capăt chiar m-a ajutat enorm de mult, dar faima mie mi se pare că dacă nu e gestionată corect poate duce la autodistrugere uh, hai să luăm. știi cine e hit Ledger da, sigur că da, eh. cel care a murit -a un succes fenomenal o, un uh, eșec letal, fatal, la nivel personal. Și nu, înțeleg, întreb... nu, nu înțeleg de ce, dacă poți să-mi spui... A, mie îmi place să revăd un film cu uh, Heath Ledger, uh, e vorba de turnirul ăla, când se, el este uh -huh. falsul cavaler uh -huh. și se îndrăgostește de o frumoasă domniță. Uh -huh. uh, ce acolo, talent! Ce Ce talent! Minunat! spune -mi, de fapt, ce s-a întâmplat cu el? Dacă știi Ei, mai multe știi, detalii? Nu, știi că s-a sinucis. Da. Bun. Dar ce s-a întâmplat cu el se întâmplă cu foarte mulți. Faima e e foarte greu de gestionat. E foarte greu de gestionat dacă tu, tu spui că dacă nu ești construit, păi actorii toți sunt niște oameni foarte ciobiți. Te faci actor pentru că ai foarte multă durere în tine și vrei să o pui în ceva. N-am văzut niciun. Actor, absolut niciun actor în toată cariera mea, care sunt oameni echilibrați, au avut o familie de frumoasă din Beverly Hills, cu mama, tata, care sunt încă împreună. Nu! Sunt niște oameni cu niște dureri. Și de aici se naște o dorință de a, de a le canaliza, de a, de a face ceva cu mm -hmm, ele. Mm -hmm. Devin artiști de vreun fel, să știi că și pictorii, cred că simțul artistic se, se naște din durere. Din mai multe traume. Din dureri, da, din, din dureri da. sufletești. Din... Da, 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 da. Bun. Acum, dacă ești și un om, nu știu, nici nu ai timp să se așeze lucrurile în tine, să te maturizezi și vine și faima peste tine și dintr-o dată, odată cu faimă vine presiune. Tu trebuie să fii acolo unde te-au pus ei, pentru că n-ai suportat căderea. Crezi că același lucru s-a întâmplat și cu Robin Williams? Nu știu. Acolo cred că e... Să știi că... Adică ăsta e un lucru e fact, e știut, nu e vreo informație privată. Știi că lupta cu depresia destul de mult. Da. Bun. Ca să ajungi la o depresie, să știi că astea tot pe filiera asta vin. Oamenii ăștia sunt cumva... Ajung la un faliment emoțional, pur și simplu. Uite, Jim Carrey. Tu l-ai văzut pe da, Jim Carrey? Da. Știi, știi cariera, că tu da, l-ai văzut filmele, da. știi că el a avut un sincop în carieră. Da. Ei, ăla a fost, aia a fost valea pe care a trecut-o el. Am înțeles. El de acolo însă a ieșit viu. Tu l-ai văzut cum vorbește acum? Ne vorbește, l-am văzut de mai multe mișcări. Vorbește ca și cum a înțeles ce e cu adevărat important da, 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 în viață. Da, da. Și vreau să spun că jos pălăria îl ador pe Jim Carrey, astăzi, mai mult decât oricând. Am înțeles. e, e astăzi, e într-adevăr un om uh, care stă bine și în sine, și mm -hmm. în, în are e deschis lumii, dar pentru că în el lucrurile sunt așezate corect. Tu știi ce înseamnă data de 12 decembrie pentru mine? Pentru tine? Mm -hmm. Sigur, nu ziua mea. <gângă> Doar ziua mea. Ce, ce, ce înseamnă? E, nu e, e, ceva care nu e bine. Aoleo. Da? Ba da, e bine. E bine? E bine? Tot, 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 în regulă. 12 decembrie pentru mine înseamnă încă o zi de naștere pe lângă ta. A, da? Nu mamă, eu. Mamă, cât te bifam acum. Tic, 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 da, da, tic, tic, da, da, mele, tic, tic. da, nu eu. Dar nu eu. Dar cine-i scut? Ma, Sprezi, trebuie, trebuie să spun că pe 12 decembrie 1915 s-a născut uh, unul dintre oamenii de la care am auzit foarte multe. Bunicul tău? Nu. Nu. Îl chema Albert. Da? Da, da. <laughs> Și. El a cântat piesa asta. Ah! Atunci s-a născut Sinatra. Iar Sinatra a fost unul dintre oamenii care m-a învățat exact ceea ce discutăm. Așa. Din păcate, nu l-am descoperit decât după 25 de ani. Probabil că trebuie să-l deschid mai. sau să-l cunosc mai devreme. Pentru că, într-adevăr, nu există povestitori. Monica, vezi să faci asta, 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 asta. Nimeni nu te învață, nimeni nu-ți dă sfaturi, povețe. Dar dacă citești cu adevărat. O, sau cu atenție o biografie, s-ar putea să prinzi de acolo mm -hmm. niște Lecții. învățăminte. Mm -hmm. Eu nu o să te chinui să cânt toată piesa cu tine, nu. Dar asta, este, a, a, asta, e, asta e și viața ta. Asta e și viața mea. Și asta este una dintre piesele pe care datorită acestei piese l-am îndrăgit eu pe, pe omul ăsta. Pe, a, întâmplarea a fost foarte interesantă. Am fost la o petrecere, aveam 25 de ani, Ți-mi minte ca și ieri. Și o tipă se gândă la karaoke și o tipă prinde mâna pe pune mâna -mi pe microfon, dați-mi și mie piesa. Îi pun piesa asta și începe. Eu mă gândeam că tipa respectivă să uită toată piesa la versuri. Uh -huh. O clipă nu s-a uitat la versuri, s-a întors la lume și a cântat toată piesa lumii. tare. Și după aceea eu urmăream să văd dacă nu crește și mi se era formidabil pentru că această piesă este, dacă cap al fine, plină de cuvinte. Da, da, da. Nu se repete cuvintele ca în ziua de astăzi. Da, da, da. Pre-refrenul, să la fel, nu. Singurul cuvânt care se repete e, e... I did it my way. Exact. În rest... Și asta e o piesă pe care poți să o faci așa și la, la un pahar de vin. Și vezi că am împărțit. Tu ești MB. Văd. Văd. Tu ești MB de la Maica buble. Mi-a dat rol, Branciu. <laughs> <laughs> Mi-a dat rol în de... piesă. Da, mă, de... de... zic okay. că e E ușor. Oameni bune, așteptările jos. Adică, o, să fie, o să fie rău. O să fie rău. Dar e ok. Eu, deci, mie mi s-a dat telefon de la Holly și mi-a spus pregătește-o pe Monica mm. pentru un musical pentru noi. Da, sigur. Zic sigur, și că da, pregătesc acum imediat. Dacă le cânți bine, ăsta e testul Sinatra, ca să știi. Așa, așa ce să... primesc? O surpriză. Ok. Încep eu. Nu vezi. zice așa. Hei. Dacă vrei, vrei să spui căștile? Nu, no, nu, no, hai, nu știu. Îmi pun căștile, te întrerup dacă no, no, nu știu. No, 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 da? Cu lucresc. căști? Doamne, mă intimidează și mai tare căștile astea. Eu lucrez cu... Bună, Monica. Mm, Bună, Horia. <fio> nu încep eu, da? Iad. Te rog. And now, the end And so I face the final curtain. My friend, Nina. I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. <laughs> <laughs> I leave the life that's full. I travel each and every highway. Mai Mai băi, 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 mă dă pe spate, mă băi, mă dă pe spate Păi, deci e prima dată în viața Nu cred nu a, a Asta cea nu. Nu, 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 e cea mai mare minună Nu, nu, când nu cântă asta nu, nu accept așa ceva, Monica, te rog Stricăm relația de prietenie. De la mine, sunt un om cu exact ce ai studiat. Ce nimic, ai studiat? nu, n-am studiat nimic. Am studiat cu Crina o altă piesă, cu Crina Mardare. Nu cred că o scoți pe aia. Nu cred, nu cred. Something stupid. Doamne și domnilor, ceva stupid. Oh! <laughs> pe păi ce vrei, Monica? Crezi că ai, aici nu ne cred jucăm? Așa ceva. Doamne și domnilor, în într-un revelion. Da. Bă, asta e problema noastră. Noi facem puțin Nu Eu spun, Monica, tu trebuie să cânți mai mult Și în continuare Îl privesc în ochi pe Orodici A fost printre puținele dăți în viața mea Când a fost gelos pe Orodici e? Să nu mai cânți niciodată cu Monica Să stai în banca ta O are voce frumoasă, să știi Deci mai am puțin mă, I Îmi atâta încredere de sine Când mă scriu la ieșire la tine, la Academie Așa Deci fii de aici nu-i nicio problemă, numai că azi din nou Exact cum este My way Something stupid Este o piesă pe care Trebuie să o cânti la capul al fine Și nu trebuie să te oprești Decât la intermezzo, vezi că am băgat un intermezzo aici Aici mai bem un sorbin da, puțin vin Da, fii atent a. că eu sunt Vocea doi, da? Eu asta știu să fac, atât Dacă faci okay. vocea doua, te mm -hmm. duc direct la Academia Regală Atenție, ceva stupid Prima dată piesa asta a fost cântată de de Frank alături de fica lui. Astăzi suntem doi prieteni care s-au întâlnit într-o emisiune de podcast, sau cum îi zice eu, la voi aici în România. Atenție, începem! Un, doi și... I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Bravo! And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be living with me. then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. <laughs> <laughs> and then i go to spoil it all by saying something stupid like i love you. i love you. i love you. i love you. Da no, 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 no. Atâta putut. Nu, nu, no, e... nu no, Nu, nu, fii atent de aici fii absorb atent de aici. cu totul, dai seama. O să mă ierți, o să mă ierți Știu că e puțin dur, dar așa sunt eu Este ultima parte a testului Era un test? Testul Sinatra ok să pic, aia. Tu te-ai născut în acea zi cu Sinatra Tu trebuie să știi tot repertoriul Să pe pâine, Sinatra Exact, asta Hai. e ușoară Ce, New York? și normal. Da, dar tu le știi pe toate, mă. Deci... Ei, le știu pe toate. E foarte previzibil. New York. Deci, dragii mei, uh, când eu uh, cu... Deci, nu, nu v-am spus. Acum e secretul, vi-l spunem. Noi doi am fost selecționat pentru Rolex Crucere de vântului. O nouă producție. Eu sunt Red Butler, iar ei... Au... Spreading the news. Bă, dar bă, eu, eu mi bă, nu știu. Bă, dar tu vrei să cânti? Să că era Q-ul meu. <laughs> <laughs> <No>? <laughs> Da, 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 Hai, hai să începem de la capăt tu Atenție, îi dat drumul, nu mai vorbi deloc. 2, 3. Start spreading the news. Bine. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. This little town. Bye. Oie! Oh, yeah. Doamne! Deci, eu așa ceva... Uh, îmi cer scuze, dragă Petru, că te-am făcut de râs. <laughs> <laughs> dragă uh, Petru, fratele meu da, mai mic, da, îmi mai cer mic, scuze. Da, da, ne cerem scuze. Da, ne cerem scuze. ne cerem scuze. Dragii mei, <coughs> pentru că orice act artistic se punctează... Uh, orice se întâmplă artistic frumos aici, se punctează. A, ah, dacă vrei să te să-ți verifici machiajul. O, o oră jumate mai târziu. Când a, a, aici, aici. Se, da, am înțeles. Eu, eu am tot, ah. tot, pregătit aici. Uh, uh, toată lumea e gata? Cine nu e gata, îl iau cu lopata. Da? Draga mea, intrăm în cartierul japonez din New York. Oh. oh, baby, sigur că da. Ne place. Din păcate, în cartierul japonez s-au terminat dețele și mai avem doar scobii. Oh, nu pot să cred că nu mai avem pețe. Ah, ah. Cătirea globală. <laughs> Am înțeles. De, da, asta e fica mea vegetariană care zice în clăzina globală, îmi pare rău, nu mai tăiem niciun băț, Aha. nu mai facem nimic, ne descurcăm nu știu ce avem. Am înțeles. Deci asta este... Pai să nu mai printăm. Vețuri. Deci asta este... Asta este Stilul în care noi mâncăm toată viața mea, la toate evenimentele la care am fost, în perioada așa. asta, anii 90-2000, mă duceam la evenimente și, slavă Domnului, erau ca și. Mănânci la evenimente? Nu. Nici eu. Dar mi-am zis, stai puțin, a mânca face parte din dintr-o chestie. Am văzut în filme, am văzut și în spectacole, am văzut uh, când făcea James Corbin masa aia în care trebuia să spui adevărul da, și da, trebuia da, să de da, o da, da, parte. Zic ok, atunci o să fac și eu. Și pentru a-ți îți da încredere, eu o să încep cu ăsta micu de aici, o să-l iau așa, o să-l bag în soia special adusă și o să-l mănânc. Mm. Mm. Îmi place nebunie sushi. Ori de ce aștept la o capcană? Nu, nu, nu. Aici nu sunt capcane. Singurele capcane au fost cele muzicale. Am Toi uh, tu ai cântat vreodată uh, la vreun casting? Ai fost împinsă să faci chestia asta? Nu. No. Niciodată? Nu, cu orodice prima dată când am cântat nu ca cred adult așa. pe scenă. Bineînțeles. nu. nu, nu, nu cred așa. Nu, îmi pare, nu te -l cred. Deci tu... Uh, tu trebuie să, trebuie să înțelegi mai bine ca, ca o multă lume, ca americanul. Și românul acum, Acum românul zice așa, domnule, ce știi să faci? Nu știu să cânt poezii. Ne trebuie puțin mai mult. Ok, mai am și un cel. Ne trebuie puțin mai mult. Eu cred că românii acum sunt atât de uh, plini de învățăminte occidentale, asiatice, americane, de tot din toată lumea, pe un singur telefon, într-o simplă dare de mână, tu vezi trei evenimente artistice din trei părți ale lumii. Deja tu ești giftuit. Deja tu, a, eu știu cum e. Și după aceea zici, hai să vrem un... Tu nu-ți dai seama dacă, cred că asta e subconștient. Hai să mergem la teatru, hai să mergem la spectacol. Cum a fost spectacolul? Mm. N-a fost mai mișto decât secvența pe care am văzut-o eu din America. Uh -huh. Ori noi acum avem o competiție directă cu oamenii uh -huh. Ok, că Beyoncé sau Taylor Swift sau mai știu eu ce... Zi, în afară de Ciră, care are o singură chitară și el cântă singur pe scenă. Dar toată lumea e cu balet, cu orchestră, Spectacole cu lumini, cu efecte da. și mai departe. să uh -huh. de dai seama că noi avem o piață mică, suntem câteva milioane de oameni și avem o piață mică. Noi nu putem să facem, noi nu suntem 300 de milioane ca americanii. Uh -huh. Ori, momentul de față, tu vrei să compari ceea ce se întâmplă cu 15 milioane de locuitori? A, la fel ca ea. Și aici e o, e o discrepanță pe care omul de rând. Cel care îi place să asculte muzică nu poate de, 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 de detecta. Asta e capcana în care putem cădea noi. Trebuie să facem același moment ca ăla din America, ca ăia din din, din, din nu știu, sunt o mie de, de, da, de trupe care vin. Dar nu avem resursele lor. Și asta, și asta e cumva Sub incorrect. Nicio... Dar să știi că eu, percepția mea, eu spun cum se văd lucrurile de la mine, mm. percepția mea este că există mai multă loialitate față de producțiile românești acum decât oricând în, în istoria recentă. dă un exemplu de producție. Nu știu, mi se pare că serialele TV merg fabulos și nu pot spune asta neapărat despre serialele dinainte. Nu vorbim de telenovele, care au mers dar au, și vor, fost avea baza. viață veșnică. În dar au, 2000 fost baza. au început atunci. Dar acum vorbim de seriale serioase cu gravitas, cu storyline, cu acțiune, cu care merg foarte bine. Uh, Asta în condițiile în care uh, românul are acasă 150 de platforme. Dacă vrea să uite la un film de acțiune de uh, 8.5 pe IMDb, da. se duce pe Netflix. da. da, da. Ei, chiar nu da, 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 Și totuși da, da. e pe ProTV că e clanul, că e Vlad, da, că am e... înțeles, am înțeles ce Uite, zice. se lansează Groapa acum, adică, groapa, care are acțiune și incredibilă. Dar nu o să putem compara niciodată cu Mission Impossible al Tom Cruise. Bun, dar în momentul în care vezi că omul te alege, omul, dacă asta tu, tu simți că ceva s-a schimbat, mm -hmm. am început să, știi, să, să, ne mândrim cu ai noștri și să, să dezvoltăm această... Adevărat. Uh, Calitate. a crescut tot acest lucru. Da, și răspunsul omului de acasă. Bun. Problema e că uh, eu vreau să-ți dau din nou, acum, o listă de filme. Ah, ok. Mă gândim că... Iar că tu trebuie să-mi spui amintirile pe care le-ai de aici. Ok. Pentru că am mărturisit asta încă din, din începutul discuției noastre, frica mea, atunci când am auzit că ești în Lost... Uh -huh. Eu, cunoscându-te dinainte de Lost, zic, oare Monica, lângă toți actorii americani, care aveau Americana, nu uh -huh. engleza, Americana uh -huh. la purtător, uh -huh. se va descurca bine? Uh -huh. O să simți, știi? Asta e frica mea numărul unu când e vorba de o actriță a noastră uh -huh. care într-o producție străină. Uh -huh. Și cred că am avut o revelație și în același timp noi nu recunoșteam atât de bine atunci să spun bravo Monica. Uh -huh, uh -huh. Zim cum a fost Zim cum a fost întâmplarea asta cu Lostul, pentru că a fost una dintre una dintre producțiile care au fost și pline de mister uh -huh. și pline de SF și pline de, de, de multe ingrediente care făceau să fie urmărită. Uh -huh. Da. a fost foarte fain. Îți a fost prima mea victorie importantă. A fost după moartea domnului Lăzărescu. Dar da. prima victorie importantă dincolo, pe, în Los Angeles, că acolo s-a întâmplat castingul. De filmat l-am filmat în Hawaii. A fost foarte fain. Să te duci la muncă în Hawaii. <laughs> da. E o treabă. Da. Își doreau un personajul italiancă pe care... care adică să, să se simtă că e italiancă, dar nu neapărat să aibă accentul ăla foarte mm -hmm. evident. Și atunci era o linie foarte fină. Țin minte că nu urmăream serialul, dar uh, m-am uitat bineînțeles să văd. Mm -hmm. Îți faci un fel de research, te uiți Corect. pe uh, pe videouri sau uh, căutam, țin minte, atunci cumpăram uh, uh, CD-urile, știi? DVD-urile. DVD da. Măcar unul, ca să văd vai ul show-ului în care mm -hmm. intri, știi? Dacă nu l prindeam la TV, să mă uit. Și mi-a plăcut, mi s-a plăcut foarte tare. Știam că e succesul actual al uh, Los angeles Să știi că a avut el, uh, lost a deschis uh, seria uh, producțiilor de televiziune cu bugetul ăla fenomenal. Mm -hmm. Un milion, un episod. Mm -hmm. Adică era ceva ce nici Los Angeles nu mai făcuse până atunci. Mm -hmm. Bun. Și asta a fost pentru că avionul da, da, a fost da, da. crush ăla da. și de asta a fost atât de scump Bun, m-am dus, nu știu ce uh, Eram deja un pic Odată și învățam Să nu mă mai atașez de roluri că, Și asta e problema, începi să-ți dorești Ceva, Cât lucrezi la rolul ăla Ți se pare mișto, te atașezi de poveste îți dorești să joci Sau e vreun actor pe care îl admiri Și mamă ce mi-ar plăcea Și în momentul în care începi să-ți dorești foarte mult Poți să greșești, pentru că ajungi acolo în cameră Și faci prea mult și atunci Over, da, 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 da. Da, și atunci da, da. greșești Și era o perioada în care eram un, Început, în, început să, să învăț detașarea Pentru că mi-o furasem de atât de multe ori Când am ieșit eu și am zis că sunt bine da, Deci n-ai cum, rolul ăsta e al meu Și nu se întâmpla absolut nimic Încât acum am ieșit, am plecat Și m-a și sunat, cred că agentul La sfârșitul zilei și mi-a spus că vor să te mai vadă o dată Se numește callback, a doua treaba Asta înseamnă că cel mai probabil e o listă foarte scurtă de 10 oameni pe care îi mai văd odată și triează fix în ziua aia, adică vezi exact cine se potrivește, în funcție și de tatăl pe care trebuiau să-l, la care să-l Știi? Că trebuia cât de cât să aduci, să ai o... Bun, și o legătură, da. Și am fost, mi-am făcut numărul acolo, am simțit cu adevărat că s-a vrut să se lucreze cu mine, în sensul că ok, și aici aș vrea un pic mai așa, bun, perfect, încă o dată. Așa, și asta îmi place. Bun, ține chestia asta că uite, asta mi-e îmi place foarte tare, că ei îți spun ce să păstrezi și mai punem peste... Se construia un rol deja. Atunci, în timpul probelor? În timpul da dublei. Da, fără discuție. Bun, și l-am bucuit. salariu fenomenal, totul aranjat, te duci în Hawaii. Deci mi se părea că e ireal. Bine, atunci am avut senzația și l-am prins pe Dumnezeu din picior, n-am mai cum. Adică era totuși... eram... studiam de un an jumate, ceva mm. de genul ăsta. A fost foarte fain și experiența în sine, dincolo de Hawaii. Hai să zicem că în locații exotice, ok, mai ajunge, dar mai. Uh, serialul TV în America e fabrică. Toată lumea știe ce are de făcut, nu există nicio. nu există negocieri, noi știm exact ce trebuie să facem. Știm, există și un protocol așa când care e ordinea, circuitul. Adică tu nu ești pierdut nicio secundă, că știi că trebuie să ajungi la costume, apoi te duci la probele de lumină, uh -huh. unde toată lumea stă deoparte și se uită la ce joști tu acolo. Și unde ajungi cu vorba, în ce uh -huh. loc. A, ajungi aici, ok, bine, cineva și îți spune un semnuleț, adică te lasă absolut liber. Eventual, regizorul mai ajustează ceva, dar în principiu, ca să știi unde luminează, țiplă. Țiplă. Care o, este o serialul tău din toate petrecute, din 2000 până, uite, vorba aia, timp de aproape 20 de ani, care este serialul tău preferat din toate pe care le-ai vizionat vreodată? Ai un top al tău? Uh, Mi-a plăcut fenomenal, mult, mult, mult de tot, Game of Thrones Așa. și Light to Me. Ah, Light to Me, da, de care ziceam. Da. Microexpresii. Da, microexpresii. Da, da, da. Uh, Lightumi e făcut cumva după o lucrare a lui Paul Ekman, care este știi, e cel care a antrenat CIA-ul da, da, da. da, pe microexpresii da. ca să poată citi în, în interogatorii ce nu spune interogatul. Uh, Mi-a plăcut foarte mult. Uh, bun, și bineînțeles Game of Thrones sunt super mare fan. Uh, nu te-aștepta să fiu fană neapărat a serialelor în care am jucat Lost sau nip am sau CSI. Ah, CSI m-am uitat la CSI, da, sigur că da. Dar eu adică nu pot să spun că l-aș trece în top 3. Am înțeles. Într-adevăr, 2005 a fost important pentru că, pentru tine, pentru cv tine, pentru că moartea domnului Lăzărescu cu regia lui Cristi Puiu a fost pentru tine un rol, atenție, o producție românească care a fost extraordinar de consistentă, uh -huh. atât pe plan extern cât și pe plan intern. Uh -huh. Ai nu vorbesc acum de America, dar ai simțit un val de simpatie sau ai simțit vreun val? În legătură Am simțit cu un val de respect. Aha. Pentru că odată cu moartea domnului Lăzărescu a venit o formă de respect. Cumva prezența mea acolo era o, o validare. Mm. Cristi Puiu mi-a dat o, o o credibilitate ca actor în felul ăsta. Lucru pentru care eu sunt foarte recunoscătoare. Pe lângă toate celelalte lecții pe care le-am învățat de la el, pur și simplu lucrând cu omul ăsta, este fenomenal. 2006 ai jucat-o pe Ana în Lombarzilor 8. <laughs> Parcă ți-am zis, uh, vezi că ai făcut, ai uitat să duci și gunoiul la... Da, 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 desigur, desigur, desigur. Ai vreo amintire de acolo? Da, <laughs> nu, mă gândeam ce, ce hmm. interesant. În Lombarților 8 a jucat și Tudor Istodor. Așa? Care în groapa e soțul meu. Acum joacă soțul Manuiele, e personajul meu. Da, 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 este an. absolut incredibil. De acolo mi-era cumnat. Practic, voi v-ați întâlnit după 27 după 17 ani. Da, 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 după 17 ani, foarte dar eram interesant. acolo nu aveam foarte multe interacțiuni. Uh, da, am jucat cu Mimi Brănescu. Mimi, care, a... Mimi care scrie da, niște da, da. piese fenomenale, despre ce vorbim? A scris o piesă recentă pe care am, am auzit de ea. Da, da, da. Uh, îți spun eu genul acuzativ. Mm -hmm. Și vreau neapărat să-l văd joc și. Uh, da, da, da. da -am, uh, mai multe mai, da, multe, mai multe. Da, am da. Da, la tata să Și -a plus că au trecut a... și prin experiența asta nebună cu Las Firbinți. De Las Firbinți. Ce despre ce vorbim, da. În 2007, 2007. Fall Down Dead. Da. <laughs> Filmat în uh, Dallas. Nu, no, stai, așa, stai, așa. În Dallas, uh, Living or Dying. Fall Down Dead în uh, Carolina de Nord. Așa. Unde eram șocată că, că cinematograful era... Bine, eu trăită în Los Angeles, unde cinematografii erau peste tot la da. fiecare colț de stradă. Cinematograful era, nu știu, la 40 de minute de mers cu mașina, trebuia să urci, să mergi pe autostrăzi. Să... Și era cinematograful practic o clădire separată, ni nu într-un mall, nu într-un nimic, în in the middle of nowhere, ca să Am zic crez. așa, în mijlocul câmpului, un cinematograf. Um, da, ce să zic. A fost interesant. Am căutat acolo cumva. Era, era, e un oraș mai Mai sec decât ți-ai imagina. Nu tot. Bine, în, vorbim de Winston, că acolo Aha. am filmat. Carolina de Nord, da. 2009, Francesca. Mhm. Mm ce amintiri de, ai de aici? E una dintre producțiile europene asta. Mm -hmm. uh, multe. Uh, o secvență de 9 minute. 9 minute? Da. Pentru că e filmat pe. Cadru-secvență. Pe, pe, era filmat cadru-secvență. Nu, da. Era filmat pe. pe uh, cum îi spune? Pe 35 de mm. Nu digital, ca acum. O, o, da, exact, o secvență. Exact, da, 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 o secvență de 9 minute. Asta înseamnă oameni, buni, că din momentul în care spune acțiune, tu, 9 minute, ai de zis lucruri și eu aveam așa. Uh, intram, ziceam, uh, mă șocam, mă puneam pe plâns, dă plâns, jale mare, mășin pe cap, toate lucrurile fără astea pauză. Se... fără pauză. Toate lucrurile astea se întâmplau în nouă minute uh, Se întâmpla ceva, uh, stop, tu ești în mijlocul ho hotelii. Uh, da, da. Uh, o luăm de la capăt că nu știu ce, camera nu da, da focusul, am avut o problemă cu focusul. Ok. Mai deci la sfârșitul unei nopți Ești, ești. pur și simplu călcată Pentru da. că durerea aia Tu nu plângi cu niște lacrimi de crocodil Pe Tu tine, reactivezi da, de fiecare dată Da, reactivezi ceva din tine da, 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 Fiecare da, da, da. știe durerea Da, 9 minute aia era, da, era un adevărat a fost un maraton acolo Cred că am căpătat și foarte multă stamina, știi? În... Rezistență da. Rezistență 2010 Angel of Evil uh -huh. Nicoleta Le angelii del Male un film italian. Era un rol micuț acolo. Eram răpita, mă rog, practic, să zicem așa, scânteia care declanșează toată povestea filmului. E vorba de o răpire a fiicei unui bogat și eu eram aia. Tăvălită prin porbagaj de mașină, de, da, transportată, scoasă peste graniță. Mă rog, un rol dintre ăsta. Dar nu, nu, nu... Chiar ai fost băgat în porbagaj? Da. Și s-a pus și o cameră mică sau era... Păi nu, că te filmează când da, deschide porbagajul. Da. Sau când îl închide. Uh, dar e un film produs de Fox și uh, de... Uh, acolo l-am cunoscut pe Michele Placido. Uh, Corrado Catani. Uh, da, 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 da. exact. Corrado Catani, care a produs Ulterior, el a regizat Leangeli male. Mm -hmm. apoi a produs ulterior un alt film, că scrie acolo sigur, a produs ulterior un alt film, mă rog, în care am jucat împreună mm -hmm. și așa mai departe. Bun, ce, Maternity Blues, amitire, nu? Hai că acolo am Martarini una foarte, blu, foarte bună. S-a filmat la Carrara în Italia, un film de asemenea italian și vreau să spun că acolo amintirea cea mai pregnantă era că nu îmi treceau vânătăile de la o bătaie din baie. O bătaie, o bătaie, din... bătaie în baia femeilor și tu te-ai putut cu cineva în Da, 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 da. Cu o femeie. Și spoiler, îmi pare rău, da, și mi-au tăiat limba. <laughs> <laughs> Secvență la care fratele meu a plâns pur și simplu. Pentru că a crezut, a jucat -a atât de bine o, cât chiar a crezut că... Se... Voi să știi că da. Și acum, o, o mică specificație. Să știi că pentru mine, barometrul cel mai corect dacă eu am fost acolo în secvență, dacă am fost acolo cu totul, este dacă eu mă văd pe ecran că încep să-mi dea lacrimile, dacă îmi dau lacrimile și în realitate. Și de ce? Pentru că ai memorie senzorială, memorie Și, afectivă. La, la, se, activează și, exact și se activează exact în mine, e un răspuns emoțional automat pe care nu pot să-l controlez. De exemplu, eu dacă mă duc la o premieră și am un rol în care am bocit, am, nu știu, gelit, trebuie să las capul în jos, pentru că cel mai probabil o să încep să plâng. Inclusiv sunetul propriei voci, pentru că vine visceral dintr-o durere Orhane, care de, se reactivează în mine re automat. Adică nu mă pot detașa, pentru că n-a fost fals. Am înțeles. Am și, am știi, se reactivează din nou. Dar tu, și trebuie să mă spui chestia asta. Dacă eu azi Dacă tu ai avea, Tu ai avea, Normal că ai puterea. Dar chiar tu poți să du duci 10 duble cu aceeași reactivare. Asta e o chestie. Asta cred că am văzut asta în, în, în Babilon, în Mag Margot Ro Robbie. Uh -huh. Când o pune să se urce din nou. E adevărat că e film, e montaj, s-ar putea să lua eu o secvență din prima dublă și așa mai departe. Dar tu ai fi putut să te duci de 10 ori pe balul ăla și de 10 ori. Nu, la ochiul stâng îmi trebuie la filmare încă o dată, domnișoară. Nu tot timpul. Dar înveți niște lucruri. Uh, se filmează întâi cadru larg, Aha. mediu, strâns. Am înțeles. Și atunci tu tuții. Pentru... Ce e mai bravo, important bravo. la strâns? Dozezi ca altfel. Nu, nu pur și simplu ajungi, gândește-te că omul și când e are o durere reală, ferească Dumnezeu, un necaz real, da. la un moment dat ajungi fără numai ai lacrimi. Da, pur și da, simplu, da, de apoi da, actorul corect. care corect, reactivează da. și simte o durere în, la o cotă de 60% față de evenimentul real la care se gândește sau pe care l-a trăit. Îți dai seama că da, la un moment dat se secat Se cată fântâna. Zim despre oameni și despre merci. <laughs> Asta era în 2012. Da. Foarte mișto. Foarte mișto proiectul ăsta. Din nou un proiect despre care s-a auzit în România. Mm -hmm. Despre care se știe e din nou Netflix acel încă. val de respect da. de care, pe care da, l-ai simțit. Da, da, uh, Tare mult mi-a plăcut proiectul ăsta, știi, cu Dorel Vișan, cu Andi Vasluianu. Uh, hum, am filmat... Uh, am filmat la Târgoviște. Am filmat... Uh, într-o fabrică reală. Cred că e și fost o fabrică, dacă nu mă înșel. Chiar fosta... Nu, nu e fost o fostă fabrică. Mă rog, cert este faptul că era dezafectată și arăta fix a ce ne trebuia noua. Și țin minte că, băi, mi-a plăcut foarte mult Tudor. Mm. Că, de exemplu, aveam... Eu învățată învățat să vin cu idei pentru personaj. Da. Știi ce mă gândesc, Tudor, la uh, segmentul asta? Eu aș vrea când Manuela învață spaniolă, să se radă pe picioare. Uh, și la care el spunea, nu, nu, e disgrațios, nu mă, nu, nu, las-o așa, învață, are prosopul un cap și învață spaniolă. Două zile mai târziu spune, da, uh, și la secvența aia o să facem cum mai zis tu. Deci de mi s-a părut atât. Atât de mișto că, că a stat și s-a gândit la ideea asta și că nu a fost genul ăla de uh, regizor orgolios care numai ideea mea e bună Correct. și bă, dacă aduci ceva bun și pui pe masă, sigur, două zile mai târziu m-am mai gândit, da, o ținem. Uh, asta a setat lucrurile într-un mod, nu știu, proiectul ăla a mers pur și simplu uns. Mi-a fost și drag, mm -hmm. fain, fabuloasă povestea asta. mai Este una dintre din top 10 cele mai stupide idei de business din lume. Adică, n-ai cum să nu vrei să joci. Dar mi-a dat pe ceva. Andy, da. Interesant. 2013, Close to the Moon. Mm -hmm. Ai jucat-o pe Sonia. Da. Uh, soția lui Mark Strong, pe care oamenii îl știu. E, e un actor pe care îl știi din toate filmele, numai că nu îl recunoști după nume. Uh -huh. uh, da. Mișto. Sonia ca misterică, blondă, uh, cu o freză așa la Merlin Monroe și ca A fost singură dată când ai blonzit? Da. Uh -huh. Da. Nu mă recunoșteam nici eu, nu mă recunoaște nimeni de asta. Deci, probabil prezența mea în acest da. film trece absolut neobservată. Și e ok. Da, dar mi-aduc aminte de, de exemplu în, în filmul cu Clara Omen și cu Oana Pelea. Mm -hmm. Eu nu recunosc pe Oana Pelea mm -hmm. în o, 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 Omen, în copilul zi tatălui, copiii tatălui sau ceva de ăsta. Children of the... Uh, uh, children of... Uh... Da, da, da. da. Um, mi-am dat seama, pentru că ea vorbea în românește acolo, știi, mm -hmm. și mi-am dat seama, stai, că asta e... Mm -hmm. Da. E, e, e foarte interesant... Tu vrei să o recunoști din prima, știi? Da. Dorința telespectatorului, da. știi? Dar pentru mine, de exemplu, în punctul ăsta, eu sunt absolut ok să mă ascund sub diverse, da, știi? Da, să nu, că îți dă o libertate, știi? Să fii al, complet altcineva. În 2019, drumurile noastre s-au intersectat oarecum pentru că a vrut Iura Luncașu. Oh, ui! <laughs> da, 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 da. Bineînțeles. <laughs> uh, faci sau taci... Mm -hmm. uh, te-am văzut într -un, în România, într-un rol în care erai activa și de acțiune, știi? Da. Măia, ăla a fost un proiect destul de greu. În sensul că, mă rog, am avut filmări prin pădure, prin mărăcini, da da, da? da, n-am dormit cu da. piciorul într-o pungă, cu gheață. Da, deci a fost. La secvențele cu micuțul. Acolo, când mi se da, răstoarnă da, 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 mașina, da, da, mă rog, e, da, da, se duce da, da. în râpă și cobor după ea, mă rog. Uh, da. E, a, a fost Interesea. o mare aventură. Uh, și după aceea, în 2019, tot în 2019, a venit uh, Vlad, Vladul, serialul da. Vlad. Astea au fost legate. Uh, M-am întors în România pentru o chestie pe motiv personal. Mi s-a oferit ferma, am dat o probă pentru fermă. Stați, este incorrect mi s-a da. oferit. Am dat o probă, m-am dus în, așa, în niște paie și am vorbit <laughs> la o cameră și niște oameni au zis da. Da. Uh, și din cât făceam ferma, uh, am vorbit cu Iura pentru Faci sau Taci, cât făceam, cât filmam Faci sau Taci, a venit Vlad. Vlad și am dat, da, dădusem o probă, oricum înainte să plec spre Faci sau Taci, că s-a filmat în țară, pe lângă Reșița și uh, a venit confirmare și pentru da. Vlad și uite așa s-au legat toate. Din, și dintr-una în alta... Dar știi că atunci când vin, vin deodată, da, știi, da? Da, da. Mm -hmm. Vlad... <laughs> Uh, Scuze-mă, ce-a fost chestia asta? Eu am citit ceea ce înseamnă chestia asta. Ei, dar... Se pare că Vlad a, a fost -a un, un o mare serial. Foarte Care a fost faza ta preferată, secvența ta preferată din Vlad? Și dacă îmi spui ceva de defăimător la adresa domnului Vlad, ar fi foarte... Ar fi binevenit. <laughs> uh, faza mea preferată e cumva una împletită cu, cu un joc de culise. Eu o răpisem pe numita Victoria Raileanu. Așa. Iubita mea prietena, reală, de viață, de suflet, o răpesc. O leg de scaun, eu și oamenii mei. Și de avem de trecut la o procedură de tortură. Așa. Și mă erau niște lucruri acolo care puteau fi controlate, altele nu. Cum ar fi, de exemplu, un apucat de păr. și nu, știu ce mai spunea. Nu, nu, prea poți să îl fecuiești, trebuie să fie adevărat. Și... Eu încercam să fiu și o actriță bună, dar și o prietenă bună. nu să să Nu, nu, Stop! iartă frumos, te-am rănit, de să văd, de să văd. Și el spune, dacă poți, un pic mai încet aici, pentru că mi-ai prins asta cu de Ok, ok, acțiune. a fost mai bine? Iartă-mă, iartă-mă, te rog, n-am vrut, dă-mi coace, aduceți-vă, rog frumos. Înțelegi? Deci asta făceam o torturam și mă, ia, mă scuzam. O torturam și mă scuzam. E, da. Asta trebuie să fac o... Trebuie să spun no, 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 da, deci dacă filmează cineva, backstage-ul este fenomenal oameni. Da, da, Ce da, se da. întâmplă în spatele camelor, e o comedie curat. Trebuie să spun că și am trecut prin situația asta. În 2006 am, fost, am avut bafta și noroc să fiu într-un serial la ProTV, îi ziceam un sărac cu bogat. Uh -huh. Și eram tată la patru copii și unul dintre cei care s-au vroiau să o că pe una dintre fetele mele, era uh, vizirul, nu Augustin, fratele. Fratele. Uh -huh. Și zic că... Și când am citit scenariul, mi-am mi dat seama că e destul de greu cu palmele pe care urma să-i le dau. Wow. Mi-era rău când îi dădeam peste obraz, uh -huh. dar în același timp trebuia să fiu tatăl care uh -huh. protector. Și de fiecare dată că se oprea... Repede, repede! Gheața! Repede, repede! Dați-mi gheața! Că dacă da. nu se... Și săracul, pe măsură ce îi a... puneau din ce în ce mai mult fond de Trebuia să-l și macheze, da, da, da. altfel era și -a, roșu au, tot. au fost vreo șapte duble. Au. Iar eu am mâna da. mică nu. Și, n -n, de, și nu puteam să diminuez... Nu, nu, e aia. foarte greu, că dacă uh, diminuezi impactul se vede da. și da. Destul de delicat. Aia e, într-un fel, să știi că, mă rog, actorii, eu, cel puțin la un nivel, îmi doresc uh, să fie o atingere reală, pentru că ai o reacție da. viscerală Corect. pe care e foarte greu să o, să o feicuiești, știi, și nici nu, nu nu vreau. Adică sunt niște lucruri care nu sunt foarte de și pot fi. Dacă, de exemplu, tu urmărești un film și uh, protagonistul e împușcat da. sau tăiat. Da. Și fața lui nu exprimă durerea pe care tu o crezi, teoretic, conformă cu împușcătura sau plaga respectivă. Tu simți lucrul ăsta, aveți diferența între chestiile astea? Adică tu îți dai seama că, băi, îmi trebuia mai mult. Și plus că nu mai menține racordul. Asta e o chestie da, ca da. care mă, mă stresează foarte da, tare. Da, da. Dacă nu vine asistentul să spună, băi, uite ce. Tu faci o secvență de la începutul filmului și la finalul filmului și la mijlocul filmului. Nu mai minte acordurile, dar ai om care să simță da, da, chestia da. asta. Vezi că aici înainte cu o chestie, a fost împușcat mm -hmm. și e mers 10 km prin pădure. Mm -hmm. Și nu mai ai suflu și nu știu ce. Nu... Da, cu siguranță. Uh, îți spune omul de la raport cât de sfârșit trebuie să fie. De asemenea, știi că există pe set, adică mm. ori un consultant, ori chiar uh, regizorul care a studiat chestia asta, că și ei își fac temele lor, uh, depinde de rană. Uh, dacă e rană prin tăiere, cum doare asta? Sunt uh, e rana prin împușcare la care ai un stop și după asta începe să doare. Uh, sunt diverse. Asta -am torturi care dor pe loc și urli de te urci pe tavan, adică sunt diverse <laughs> feluri de urme. Uh, <laughs> da, am fost și eu împușcată, îți dai seama. M-am și târât prin pădure, în Vlad, chiar spre sfârșit. Am trecut, am trăit toate aceste chestii. Unde dar nici intrat, -a... Sincer, unde se intrat glonțul -un, un picior? Da. Da. Dar nici n-a trebuit acolo foarte mult să o. Deci, să o joc. Pentru că, gândește-te că, oameni buni, nu e, e film, dar sunt eu, Monica. La ora 3 dimineața, târându-mă pe coate sau încercând să merg după 12 ore de stat în soare și de filmat alte chestii și împușcături și chestii super drenante emoțional, încât, credeți-mă, nici nu trebuie să. Ce se vede e real pe mine. Eu chiar am trăit chestia asta, m-am târât, m-am zdrelit, m-am julit, m-am epuizat, încât chiar te ajută. E, e cumva o binecuvântare dacă le faci așa legat, pentru că nu trebuie să le joci, devin adevărate, știi? Iar tu ăla de acasă, tu ăla de acasă, dacă zici e clar e, că e bun. atunci e bine. Da, uh -huh. da. E bine ce se întâmplă am, pe ecran. Iar dacă fac din nou paralela. O singură dată am fost răpit, uh, Șerban Ionescu, nezul să-l ierte, era, era cel care mă răpea, uh, mă brutaliza și în același Au. timp uh, mă lega și pentru prima dată mi dat seama că eu n-am fost niciodată legat. A, și nu știi. Niciodată n-am știut cum să fac și îl întrebam. Bă, spune spunem, uite-te la mine, joc bine chestia asta. Pentru că nu-mi dau seama dacă e exagerat sau e superficial ceea ce fac. Uh -huh. Și cred eu că a fost un partener formidabil de scenă pentru că el era un om cu o carte de vizită actoricească impresionantă, iar eu eram în Terchea Berchea și țin minte că numai rolul era la început, mă de, de om bun, dar pămpălău uh -huh. și eram exact eu. Ah. <laughs> mi Era ușor să joc pămpălău bun, știi? Da, da, da. în acest s-a întâmplat. Om care poate fi fraierit ușor. Da. Ier eu eram ăsta. Da. de fiecare dată sunt prea fain, Dacă îmi spui că a fost generos cu tine e și asta, e o mare lucru Da, da, nu, mare altfel lucru. nu mă puteam descurca și mi-am dat seama un lucru important la el fia atent ce înseamnă neștirea și versus profesionalism uh -huh. Schimbăm reprișile înainte de intrare și înainte de, 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 de chiar înainte de, de secvență cu o zi și a doua zi el mai perpelește puțin rolul și îl văd făcând anumite lucruri pe care nu le-a făcut la repetiții. Da, da. Și m am și dat să adus... Și eu sunt derutat pentru da. că el, de fapt, a încercat să scoate niște elemente, niște chestii foarte frumoase cu da. care și-a colorat rolul. Pentru că, ok, ești Monica Bărlădeanu, joacă o pasta și joacă o pasta, iar tu îi aduci un lucru în plus, uh -huh. îi faci un lucru în plus lucru pe care o face și mai viabilă și mai... Noi facem asta și la fiecare dublă, știi? Că te-ai așezat la prima dublă, ok, la a doua mai construiești ceva, mai adaugi ceva, la a treia îți vine o idee, ah, uh, pentru că a treia dublă, deci ești încă la planul larg, da. când poți să da, construiești, da, 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 da. că după aia ce ai făcut la planul larg Ai, aia rămâne mai departe. Tu știi foarte bine. La care ai atras aia rămâne. Da. Exact. Și zice, ah, bă, pot să pilesc o unghie în timp ce vorbesc nu știu ce, da, 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 bună idee, ok, e o pilă, nu știu stai să, tu pentru celălalt, tu faci lucruri diferite față da, de prima da, dublă. Da, 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 da. Dar, mă rog, în principiu, joci cu niște oameni foarte mișto care merg cu tine oriunde te duci, absolut. știi? Și bun, și rămâne, într-adevăr, cei ai construit tu, cei ai adăugat acolo, că ai adăuga, adăugat gura de uh, vin. Uh, Pilitul unghii și povestitul Sau ce, ce a rămas După aia trebuie reprodus la Armanda Santea, am înțeles că s-a întors din nou În, în țară, pentru Așa. un film românesc Și mă gândeam că mi-a spus cineva La un film cu el, următor lucru A tras 20 de duble uh -huh. Pe toate Le-a făcut exact la fel Dacă o ai dubla 1 și dubla 20 Erau toate la fel Tare. Tu ești fanul Acestui tip de actor, sau de la 1 până la dubla 20, noi construim între timp și facem dubla 20 bună, Care crezi? asta e și vis a -vis că te iubesc monica brlădeanu și beau. Da. Sau te iubesc monica bărladean și beau. Adică sunt, sunt două chestii a doua treabă, mă rog, dacă faci la o dublă așa și la o dublă așa, îi încurci mult pe ea corect, de la editing, corect. săracii, că nu o știe pe că, așa. Bun, dar în principiu eu sunt, metoda mea de lucru este eu explorez la larg a, ăla e spațiul meu de joacă. Am zis tu Te joci acasă singură, de una singură. Dar tu n-ai de unde să știi la ce masă vor ei să filmeze treaba asta. Ce e pe masă, ce a prevăzut cel de la Tot da. Toate propsurile. Și atunci eu mă joc la aceste duple, și după aia doar reproduc ultima pe care ei au ales-o deja. Pe care ei merg. gata, tras, asta rămâne, ok, și eu știu ce am făcut. Și vine și doamna cu apa, cu continuitatea și spune. Uh, uh, și nu mi-a plăcut deloc cum mi-ai vorbit, uh, o gură de apă. Și uh, ai, ai, ai. te strânge de mână după ce ai pus uh, uh, furculița jos și. De asta. E ok. Le, le reproduci. A fost uh, în 2022 taximetriștii? Taximetriștii. Taximetriști. Articulă, da. Să știi că taximetriști. Da, 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 da că m-am glumit asta și cu micuțul. Și el se enerva. Taximet... Nu sunt taximetriști, sunt taximetriști. Să minte și acum. să știi că e un film de care s-a... știi că e foarte important să stai, să te uiți, că sunt oameni care văd, că sunt prietene actorilor, că ei spun de bine tot timpul, dar vine un alt val de feedback și ăla zice, băi, e foarte interesant să știi rolul ăla, ăla, ăla foarte bine jucat, așa mai departe. Mm. Și eu cred că fiecare, brava, fiecare bravo, fiecare felicitare de genul ăsta, cred că are, are menirea de a crește toate producțiile noastre. Mm -hmm. Mă bucur foarte mult că nu am fost eu cea care s-a adresat întrebarea de ce atâtea înjurături. Mă bucur că trebuie să dea cu subsemnat numai Bogdan Olteanu și cu Adrian Nicolae. Uh, Taximetristul are, are rolul feminin pentru mine iconic din filmele românești recente de după 2000 încoace mm. și este rolul Mariei Popstaș. Este ce propune ea acolo. Este o femeie absolut incredibilă. Felul în care ea o joacă și a înțeles-o și -o simte și o pune pe ecran, Doamne, deci o ador, pur și simplu. Sunt într-o mare admirație față de Maria. E o întrebare pe care vreau să-ți-o adresez, dar nu înainte de a încheia cu grapa. Uh -huh. E ultima, între ghilimele, distracție la care ai participat. La care particip. Am filmări să astea. Ai, da! da, da, da. Încă filmăm, filmăm, nu, nu, nu. El se lansează, mm -hmm. mă rog, probabil la momentul la care podcastul ăsta ajunge la oameni, e lansat deja. Am înțeles. Sper că au văzut primul episod și că ne lasă și noi un feedback. Uh, e, e un serial băiețesc. <laughs> da? Da. Mai ține de băieți buni pe vremea da, 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 da. Cu dragoste și mm -hmm, bucurie. Mm -hmm. Da, e un serial băiețesc, așa, e plin de băiețisme. Băieții sunt în prim plan, e un patriarhat clar. Dar, în paralel, femeile acestor băieți devin așa un fel de scut care avansează tot mai mult cât mai în față. Uh -huh. De care, la un moment dat, mă rog, pe măsură ce avansează povestea asta, o să fie nevoie. E. E fabulos. E o saga de familie: tată cu fii, fii cu neveste, încurcături multe. Trafic, Giurgiu, yeah. în port, da, luptă pentru teritorii și pentru putere. Sunt ploturile, știi, care au alimentat zeci de mii de filme și de povești, literatură. Da. Și, totuși, mi se pare că întotdeauna se poate spune și altceva despre asta. Se poate aborda această luptă și dintr-un alt unghi. Eu uh, mizez foarte mult. Am văzut uh, fragmente din el. Ma Cred că, iată, ăsta va deveni de departe, va detrona absolut orice serial de acțiune care s-a făcut la noi până azi. Sigur. Am înțeles. Sigur. În mai multe rânduri ai jucat cu numele Monica Din. Uh -huh. Pentru că nu putea nimeni să zică Bârlădeanu și agentul meu din Los Angeles a zis, nu vrei să scurtăm treaba asta, să totuși să-mi fie și mie ușor? Că el era cumva jenat, că nu poate să spună numele întreg al propriului actor pe care îl manageriază. Da, dar asta ne duce către un nou test. Ce alți actor știi cu numele sau prenumele din? Măi, măi să fie, măi oare James Din? Okay. ok. Asta e James Din, ok. Asta a fost încălzirea. Dar mai e încă unul. Cu numele din? Da. O, în oricare dintre cele două în... e, Martin. <laughs> Cu prenumele din? Martin, <coughs> nu te <coughs> cred <laughs> Păi ce? Tu crezi că glumim nu aici? Nu mai pot! Păi, nu... Dar asta chiar nu știu deloc, asta, eu nu știu asta, această piesă. Asta, asta e o bogăție. Asta e o bogăție fără seamăn. Mai ales că am scurtat tocmai pentru ca să nu fac probleme. După aceea mă sună agentul tău și spune asta. că domne nu trebuie să te melodia asta. E foarte simplă și cu asta trebuie... Nu știu piesa asta. Deci fii atentă, tu te-ai gând... te născut de ziua lui Sinatra, iar în multe firme numele tău e Din. N-am cum să scap, văd că. Nu ai cum să scap, mm -hmm. pentru că începe așa. In, in Napoli, where lovers kill, when boy meets girl, that's what they say. Mm -hmm. Și acum stai. Tu n-ai niciodată piesa asta? Nu, n-am cântat-o niciodată yeah. și, mă rog, știu de... When the night hits the moon like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you have too much fun. <laughs> bells, bells will ring, tinga ling, tinga -ling, ling, and you'll sing Vita Bella. That's <inaudible> <inaudible> what you rog I should play tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like pastofa azzul, that's amore L'amore è il miglior contrasto, per When you dance down the street with your cloud and your feet, you're in love When you walk in a dream and you know you're not dreaming, signore Scusami, but you see banking on old Napoli, that's amore Amore! Amore! Hey! Yay! De data asta te-am ajut... Talentul meu are limite. Adică și lipsa mea de talent are limite. Cu ce alți uh, actori internațional te-ai ai, te intersectat uh, poate atât pe platori de filmare cât și în afara lor? Ei! Hey, cu ce actori internațional? Păi, în toate producțiile străine, toți sunt actori internaționali. De pe care îi cunoaștem. Nu știu, cred că pe care îi cunoaștem. Nu știu, unde te duci cu întrebarea asta? De ce vrei să scozi de la mine? No, nu, de exemplu, îți dau un exemplu. Michael Madsen? Dar nu știu dacă îl știe lumea. Dar sigur că acum nu știu. Ok, okay hey, Reservoir da? Dogs. Am văzut mulți. <laughs> <laughs> Dar știi, și dacă îi vezi ce? Iar mi se pare așa o mare șmecherie. Mi se pare fain să-i vezi făcând... Ceva la care nu te aștepți. Ca, de exemplu, să-l vezi pe Tom Hanks că urcă pe, pe bicicleta unui copil și începe să se dea așa cu bicicleta lui la o petrecere dintre asta mm -hmm. și că e ortodox. A, și, da, da? Da, da, e Rita Wilson este grecoaică. Da. da, da, da. Iar el este cel mai relaxat tătic de pe planeta pământ Punct. <laughs> nici un fel de cântă cu nevastă ceva, o improvizație acolo, în mm -hmm. într-o curte astea, Am fost la un party de Paște și erau și ei acolo. Cum să-ți explic? Adică îi vezi făcând niște lucruri foarte simpatice și foarte normal, de tătici, așa, de, mm -hmm. știi? Și ei fiind niște oameni foarte relaxați, ne comportându-se ca și cum e o cameră care îi filmează și trebuie să fie într-un anume fel. Și acolo vezi măsura lor. Acolo vezi măsura omului. Cred că el a trecut prin anumite lucruri legate de, de faimă, de... Cred de că lupta toți când sunt tineri toți. trec prin asta. Mm -hmm. Și cumva se simte lucrul ăsta în discurs. Pentru că devin... Mm. Profunzi și consistent. în Și puternici și solizi. Și vezi că nu. îi vezi din felul în care vorbesc că n-au nevoie de. ei nu trebuie să-ți demonstreze nici că sunt deștepți, nici că sunt simpatici, nici că sunt. adică sunt, au o lejeritate, o bucurie de a fi, pur și simplu. Nu trebuie să încerce, așa cum încearcă tânărul, știi, să. Da, da, da. Să spună pe hartă, știi? Da. Îmi scuze că sunt ai Uituc. O pierdem poveștile tale, iar eu nu mai... S-a încălzit vinul. Nici nu vreau să mă uit cât e ceasul. Nu, A, ne, 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 nu, ne, ne. nu ne uităm. <gânt> tu îți dai seama că tu nu să-ți atâta oamenii ăștia aici. A, tu ai zis că se dă play și oamenii încep să facă cura prin casă, facă diverse chestii. Da, nu, o să bat covoarele acum. <gânt> ai zis că nu există vindecare decât după iertare și în lipsa iertării, iubirea e un lucru fals. E un cuvânt fals. Mhm. Iubirea e un cuvânt fals. Exact așa am auzit. Exact așa am spus. Niciodată nu m-am gândit să-l pun într-o frază, dar asta și este. Nici eu. Absolut Până perfectă. Ai... Da? C Unde ai auzit lucrul ăsta? Cred că la un părinte. Nu e părintele meu sau ceva. E un părinte de la Cernica, cred că. Și... Care lua așa, el în timp ce lua pomenice și. Nu știu ce-o fi simțit el. Să. Așa simțit să zică că nu există vindecare fără iertare și în lipsa iertării, iubirea e în cuvânt fals. Copilul meu, să nu uiți asta. Și lua în continuare, acatiste, să te alume la rând. Băi. Cred că e... e imposibil să găsești un om pe lumea asta care să nu simte că i s-a greșit. Într-un fel sau altul de către altcineva. Toți am greșit și tuturor ni s-a greșit. Uh, ce ai greșit tu ca om îți stă în puterea ta să ceri iertare și de acolo mi se pare că ești absolvit de absolut orice vină sau responsabilitate sau consecință în momentul în care din suflet mă refer la cum la, la, stic la un proces de vindecare sufletească, știi, de recuperare uh, cred că momentul ăla se închide pentru că în momentul în care uh, tu greșești cuiva, nu l rănești doar pe celălalt, se rănește și sufletul tău. Pentru că tu faci ceva care intră un conflict uh, flagrant cu un cod moral nespus, nescris. Da? Un cod al curățeniei sufletești. Tu ți-ai murdărit și tu sufletul făcând ceva. Acum, se face diferența. Ai știut că faci ceva grijin, n ai știut și așa mai departe. În orice caz. Toate lucrurile am învățat că se închid în momentul în care din suflet ceri iertare. Exact. Așteaptă să ajungi la momentul în care simți cu adevărat că dacă ți ar mai da o șansă, ai face altfel. Că la momentul în care știi sigur că e clar că ai înțeles că a fost greșit ce ai făcut. Ceri iertare și atât. Nu stai a, mai iertat, nu mai iertat. Nu, 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 nu mai e caz. Nu, nu te mai gândești la lucrul nu ăsta Nu te mai îl gândești faci? la lucrul ăsta, îl faci și lași lucrurile așa, pentru că nu poți controla celălalt Gândurile la sub, sub nicio formă da? și nu poți fi înrobit de asta. Tu știi că există o formă a unui comportament toxic. Mai iertați. Sunt în anul 2 la psihologie. <gânt> de când ai început? De, de anul 3, da. Pe bune? Da, 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 la zi. Extraordinar! O forma unui comportament toxic Este să fii ținut Știi, înfășurat la degetul mic Pentru ceva ce ai greșit O vinovăție, cu vinovăția Să fii controlat cu vinovăția Asta niciodată nu trebuie permis um, Mi-ar plăcea foarte mult Să vorbesc uh, și o să găsesc O nișă și un loc potrivit Și un moment în care să vorbesc despre lucrurile astea Pentru că E cel mai uh, frecvent folosit mecanism de control al, uh, al omului și mi se pare că ar trebui măcar să devenim conștienți de asta dacă nu avem puterea să ne rupem. Bun. Acum, uh, când celălalt ți-a greșit, că-și cere sau nu-și cere iertare, Sufletul tău nu se vinde că până nu-l ierți, indiferent că ar fi bine să-l ierți imediat după ce ți-a și greșit. Practic, tu, tu nu vrei, eu nu aștept nimic de la tine, eu trebuie să fac, eu practic trebuie să mă curăț prin chestia da, asta. Da, da, da. nu, cum să zic, aștept, 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 Monica, 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 nu. Să-și ceară iertare, nu, nu. nu. Și să spun de ce, știi când ești capabil să faci asta? Când tu ești onest și tu cu tine. Când tu cu tine tu știi dățile în care ai greșit, știi în ce circunstanțe, când tu ți-ai făcut singur un proces de conștiință și ai zis, bă, cât de tembelă, uite ce prostie am spus, uite că s-a rănit omul, bă, trebuie să repar asta, îl înțelegi și pe altul când greșește. Dacă tu ai fost, ai trecut prin asta și ești conștientă de propriile tale greșeli și nu le ascunzi ca mizeria mizeria supreș, Corect. știi, și le îngropăm, atunci ai toleranță și față de ceilalți și găsești scuză și îl ierți înainte ca el să își ceară iertare. Și mie mi se pare că asta, bă, uite, asta e o formă bună de egoism. Dacă vrei într-adevăr să ții și ții la sufletul tău, iartă. Iartă, pentru că al tău se va vindeca. Omul celălalt, că iertare sau că nu, oricum, e responsabilitatea... Dar să știi că toată filozofia asta, care mi se pare o, 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 o soluție foarte bună pentru sufletele noastre, se poate pune pe mai multe paliere ale întregii societăți. Adică tu raportându-te la familia ta, tu raportându-te la prieteni, da. la oamenii care sigur, te cunoști, chiar la oamenii care, pe care nu-i cunoști. Sigur. Absolut. Pentru că te întrebi. Boi, stai puțin. Ok, și dacă nu se iartă, ok, și nu iert. Nu că sunt niște lucruri impardonabile. O să spună foarte da. multă lume, că fiecare acum probabil acasă se gândește la ce nu poate ierta. Sunt niște lucruri impardonabile. Știți ce ce se va întâmpla? Toată lumea va avea de suferit. Tu vei răni foarte mulți oameni pentru că tu n-ai iertat. Pentru că următorul om, prieten, nu știu, un coleg de serviciu, partener de viață va plăti pentru ce n-ai iertat tu în altul. Pentru că în tine a rămas un gol, repet, o, știu, o lipsă de vindecare. Și atunci va plăti pentru asta altcineva. Pentru că trebuie să se echilibreze. Există o tendință naturală a omului de a-și de a trage din altă parte ce nu are. Știi de că a am... trăi în echilibru. American a avut o emisiune, mi-aduc aminte că am văzut niște secvențe în care era un peacemaker, un, un negociator sau da. un, un intermediar, care avea un criminal și avea de partea cealaltă. Un părinte mm -hmm. care își pierduse uh, pe cineva din cauza acestuia. Mm -hmm. Și încercau să îi pună față în față și primul să-i spună te iert. Mm -hmm. Părintele respectiv, să-i spună celui Normal. care i-a știți, mi se pare, un, mi se pare un, un, un zid de pe suflet pe care. Foarte greu îl dai la o parte. Nu știu cum, de unde există resurse, dacă era părinte pot să înțeleg de unde venea da, această da, putere. Da. Dar să știi că există un TED Talk pe TED, mm -hmm. există un TED Talk al unui tată cu criminalul copilului lui cred că a fost accident de mașină. A ieșit din pușcărie, dar în pușcărie tatăl și-a viz -a vizitat criminalul și l-a iertat și ei acum vorbesc. Interesant. Da, da, da. Este... Zdrobitor. Este cea mai importantă lecție despre iertare de la doi oameni care nu sunt duhovnicești, exact, nu exact. sunt ghizi spirituali, nu sunt călugări budiști, nu sunt. Și nici nu au avut dată la o parte că n-am. No. Adică nu au avut problemele noastre uzuale sau no. superficiale, au avut da. niște chestii destul de solide. Și asta cred că e. Că vorbim din categoria lucrurilor greu de iertat și greu de înțeles, asta, asta e un lucru din această categorie. Eu, eu observându-te pe tine, uh, mi-am dat seama că Monica Bărlădeanu nu este o... doar o actriță, doar o prezentatoare, doar un om fermecător, este și un om care, care mă poate învăța ceva dacă n-a făcut deja până acum. Tu ai declarat, că acum sunt cu declarațiile tale yeah. în față, sunt obsedată de îngrijirea pielii. Mm -hmm. Ai în fața ta un tip care e afon la îngrijirea pielii, îți mm -hmm. spun sincer. Și vreau să-mi spui ce-aș putea face eu, așa, nu, vorbesc serios, pentru că tu ai dat niște chestii la care nu m-aș fi gândit niciodată. Apropo de, de trucurile pe care le-ai avut ca actriță când ai avut uh, uh, fața pentru cadru, trebuia să fie dezumflată și... Ai avut faza aia cu castravetele, deci mi s-a părut senzațională când ai băgat în... Multe trucuri. Tai un castravete în două, îl la frigider, îl scoți a doua zi și îl dai pe tine. Da, la congelator chiar. La, congelator. Da, da, da. Așa. Ce problema ai de și o consultație? Da, nu, asta vreau să Vreau să spun, Horia, trebuie să-ți dai cu mai multă... Horia, dragă! Trebuie să dai cu mai mult ce pe față. Nu e vorba de mai mult ce. Eu, în locul tău, mai ales în perioadele în care filmez, aș exfolia pielea. Știi că sunt exfoliante dintre astea. Știi de ce? Pentru că ești machiat. Așa, dar vorbim de cremă. Exfoliantul e o cremă cu particule grunjoase. Și în momentul în care exfoliezi pielea, o curăți profund, pentru că și tu, ca și mine, suntem niște oameni machiați. Uite, acum, de exemplu, lucesc cel mai probabil. Dacă am avea retuș, ar veni și ar Pune pudră peste treaba asta și și, porisea, încă un strat. și da, și și astupă și ideea este că dacă nu respiră ei, bineînțeles, se, pielea se îngroașă se uh, poți să ai accidente acneice și suntem și oameni care apărăm la televizor și ar, bine, ar fi bine să nu. Uh, deci da, la în cazul tău eu cu siguranță aș face asta fără să fie vreo cochetărie masculină, Am metrosexualitate înțeles. sau nu știu, pur și simplu pentru că trebuie să menții o, o piele pregătită pentru cameră. E o chestie de rest, Asta o fac actorii. Dar apropo de America și apropo de frica lor de soare. Și SPF, da. Da, e pe cum? Că? SPF, SPF, cremă cu protecție solară. Ah, da, și asta trebuie acolo... să o neapărat. Da, pentru că altfel îmbătrânești mai repede decât trebuie, Horia. Și știi ce e enervant la bărbați cel puțin? Că femeile mai au tot felul de trucuri. Băi, da e enervant să știi că are 30 de ani și a stat în... Nu, 30. Hai să zicem 40 Așa. de ani. Și pentru că a stat în soare și n-a purtat în viața lui o cremă cu protecție solară, arată de 47. Și te întrebi, bă, da, zic și eu. Am stat prea mult la soare. Da, e, e și bine. Ce fac acum? La 60 Eu, de ani. Mama, mă uit să văd cât de tare. La 60 de, de, de ani să arăt la 70. <laughs> tu, nu. No, ești bine, ești bine. Nu, dar nu, nu. Mie, mie, adică, uh, nu, nu că pe măsură ce înaintesc în viață. Nu, dar spui problema din ce în ce mai. Vrei să iasă de voastră? Da. Eu cred că lumea trebuie să-și pună ne problema. Nu o surpriză, de... așa că trebuie să mergem mergi mai dar departe. Da, da. Nu da, cred, da, 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 Andrei îi plac surprizele. Plac să le fac. Exact. Deci, așa. Deci, da, așa. Ok, am înțeles, am înțeles. Vreau să te întreb ce este asta. De asta am ținut telefonul lângă mine. Aha. Vreau să te întreb ce e asta. <laughs> Iertați-mi <laughs> <Are ce? laughs> Reac reacția bun, a fost bună reacția, bună. Deci să-mi explici cum e. Ce, ce să am și un preambul la faza asta Stimați telespectatori Fiecare are o Dambla Și Monica are una uh -huh. Deci Asta asta, asta, tre asta trebuie să faci tu Te trebuie să faci. Ai făcut vreodată un shooting Cu tine Cu un ciocan prelucrând bijuterii și prelucrând metale. Tu ai făcut vreodată un Și lash life da. cum e? Cum e? Dân la șlaif. Ce e Ești bărbat, cum să nu știi life, ce life. e șlaif. Life, șlaif, șlaif. Băieți, știți ce șlaiful? Știi ce-i șlaiful? Un fel de polizor cu de toate. Cu shlife, Bei, tu ne okay. de, se știe că nu suntem așa bărbați. Bine, la regu. polizor, polizor sigur știi. da dar îmi pare că îmi place cum sună. <gută> deci tu stai la polizor cu cioc... Nu mai stau acum, dar o, cred că o să stau, să știi. Cred că mi iau din nou un spațiu, pentru că n-am avut spațiu până acum să mă desfășor. Ăla, ce ai arătat tu, este... probabil o să apară poza pe ecran, este ce e și ăsta. Adică un inel. Este făcut din tine? Da, absolut, da. Păi, uite, vezi, e același pattern. E, Am fost. Da, da. Asta e aur? Ei, nu, nu, nu. Asta e chiar din bronz făcut. Era un fel de prototip pe care l-am păstrat. După el o să fac, probabil, din nou matrița. Nu, că trebuie să-l filmez din apropiere, Carl Frunză. Deci, asta este un prototip al tău de de bijuterie pe care tu o faci, mm -hmm, mm -hmm. pe care ai început să o faci de câți ani de zile? Ei, l-am făcut, cred că în 2014, cam așa. Uh, băi, e, e, e ceva în mine, eu cred că asta e moștenirea al taică-meu, că el era foarte îndemânatic. E ceva în mine care mă, mă adună și mă, mă, mă face să am ex extrem de multă bucurie din a face lucruri cu mâinile. Știi, de din a Apilii, din Amigălii, în mine cred că locuiește un mic chinez care are această pasiune. Păi mă, dacă e să citesc ce-am aflat despre una dintre, cât ai stat tu la, 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 o, la o singură piesă <ală> să lucrezi? 17 ore. Adică nu puteam să stau 17 ore fără niciun fel de, nu știu să zic cum și de ce? Dar o pasiune nebună, când am văzut ce poate ieși din lucrurile din mâinile mele. Să știi că asta s-a întâmplat cumva după o criză existențială, pentru că am avut senzația așa, știi, că băi, lucrez cu aer, cu cuvinte, cu dacă acum vine sfârșitul, lui, eu nu știu să fac nimic cu mâinile. Eu nu știu să fac un scaun, să, să, să cum? Eu știu să mă joc cu emoție, cu dar asta e totuși nimic. Ziceam, asta parcă nu o eu... Profesie palpabilă, știi. Adică. Ieri mergeam cu mașina. Și la un dat euh, discutam cu colegii mei în mașină, bă, dacă vine sfârșitul lumii, ca de o bombă atomică. Ah, Doamne, ferește! Mă bucur Și că distrug pune distrug, distrug toate lucrurile. Și revenim din nou la sapă, la roșiile din... Dacă mai găsim semințe de roșii, mai repare. Da. Noi ce știm să facem? Exact. Mai e o întrebare. Oameni buni, suntem oameni, vorbesc foarte serios. Ce știi să faci, Horia? Știi să repari pantofi? Nu. Că... Trebuie să mă Știi? <laughs> Gata. <laughs> uh, trecem pe reparat pantofi. <laughs> știi să recondiționezi mobilă? Dacă să rupem un, un, un picior la scaun nu e ca și cum ai avea posibilitatea să cumperi... Stai! Una. Știi să faci un scaun? Ar trebui să mă uit pe niște tutoriale pe YouTube. Lasă! S-a dus YouTube-ul! <laughs> s-a YouTube dus YouTube-ul! Stai așa să mă gândesc. Păi cred că da. Și fie de atent ce s-a întâmplat. În momentul în care eu am început să fac bijuterii mm. și am început să mă joc cu instrumente, am da? început să... Uh... Dezvolt reflexul de a descompune obiectele, cum se face asta, cum se face de asta, cum se face ok, unde e în îmbinat și, unde să, găsești ce. Materialele și să găsești care mecanismul. Mecanismul de îmbinare, că da. asta era, știi, că și la brățări trebuie, trebuie să găsești mecanisme de îmbinare. Bun. Și așa încât, nu știu, acum dacă stau și mă gândesc, cred că aș încerca să fac un scaun. Da, cred că. Băi, uite, ăsta ar fi un challenge mișto de, de Instagram, da, înțelegi? Să faci mul... un scaun cu mâinile tale. Mai mult decât atât, dacă vrei să dai licența pentru asemenea ceva, dacă vrei să dai un, nu știu, un for superior acestei pregătiri pentru necunoscut, n-ar fi interesant să faci un fel de acoperiș? Adică dacă tu vrei... Tu, te tu, gândește că faci o casă. Ești într-o insulă, pe insulă pustie. Așa. A, la dispoziție un topor. Da. Vezi niște copaci. Da. dă dumă și Mamă, fă o casă. ce multă muncă acolo, ai că înțeles? ai de cioplit. Te gândește -te că dacă te întorci în timp, oamenii totuși... De fapt, nu de cioplit. Stai puțin că o faci cu bârne. Deci o faci cu bârne, dar, dar Tot prin trebuie îmbinate și... Da, da, da. Problema este că o să... Păi fii atent. Întâi le pui așa și apoi le pui așa ca să minimizezi penetrarea apei. Mie îmi, că ne gândim, mie îmi place, să ne gândim că ne gândim la același lucruri. Și eu cred că noi doi împreună trebuie să construim o casă undeva în munți. <laughs> Dar până, până, construim o casă în, în, munți, eu știu că de multe ori ai dus dorul. Când te întâlnești cu ai tăi, ai dus dorul unui lucru pe care astăzi ți-l livrez. ți livrezi. Andreea s-a gândit să-ți facă surpriză asta și a zis da, domnule. Nu te cred. Ba da, ba da. niște sarmale. Astea niște sarmale cu, pe care să am pus, ai să râzi, și puțin, cum se spune, smântână. Smântâna e îngrașă, dar sarmalele, sunt niște lucruri pe care dacă nu le gustăm noi, atunci cine să le guste? Doar așa, să fie și aici. Nu, aia nu, nu, no, nu. No. Do e doar de imagine, pâinea e doar de imagine. Eu nu no, mai mănânc cu pâinea. Deci eu. așa ceva sarmale. -s. Când ai gustat ultima ta sarmale? La nunta lui fratele meu acum două săptămâni. Extraordinar. Niște sarmale fabuloase, fenomenale. Mm. Nu sunt așa calde, dar nu sunt rele. Eu le-am făcut azi noapte. Da Vreau să știi... Că am zis, Știi că de fiecare dată lumea îți va zice de unde vine, de unde vine, unde s-a născut Monica? Păi s-a născut la ea și ea trebuie să știe totul despre Moldova. Deci nu există așa ceva. Nu există puncte, semne de întrebare către Moldova. Și eu cred că trebuie să le răspundem la toate astăzi. Deci asta cu bijuterie e formidabilă. Doamne, cu ce mă mai lovești? <laughs> da, da, da mai, mai am puțin. Mai am puțin. Mai ales că citez. Dacă trebuie să ies repede pe ușa de dimineață, asta mm -hmm. mi-a plăcut la nebunie, o felie de pâine de secare, prăjită, fără gluten, cu avocado, dar dacă am timp, mm -hmm. îmi place ritualul omletei. Mm -hmm. Să știi că eu nu mai mănânc nimic de dimineață de la o vreme. Mm -hmm. Fac greu? Depinde, eu știu la ce dietă ești tu. A mea zice că da, mănânc de dimineață proteină. La prânz, dacă am o întâlnit, recomand o salată consistentă, ton e favorita mea, sau un carpaccio de vită, iar seara cu un pește cu brocoli la aburi. În timpul zilei ronță din când în când migdale crude. Ăsta e și gândul meu din când în când. Nu, no, zice, și ronței migdale crude, prea multe, nu mai. Am scos migdalele pentru că nu mă pot abține să fie puține. Erectific, deci, gata, acolo am fără scăpați, migdale. Fără, nu mai mâncăm migdale, au. Pardon? Uh, nu, mai avem batoane proteice astăzi, avem un pic altă dietă. Dar să. Uh, asta cu dieta hiper... Dar cam asta, cam, cam să știi, cam asta funcționează la mine. Și, fii atent, uh. deci mi-am făcut un test. E un test uh, genetic din salivă, uh, care e procesat, cred că, vreo lună de zile în Germania. E la o clinică doar aici din în București, salivă. doar din salivă, da. Și ideea Mie este frică. că îți. Nu, nu, nu. Îți face un dosar în care îți, îți pune extrem de multe lucruri despre corpul tău. De exemplu, dacă ai predispoziție spre obezitate, la ce te îngrași, când te îngrași, unde pui grăsime. De exemplu, eu am descoperit că pâinea, mm. carbohidratul în special ăsta, așa, mă îngrașă de 5 ori mai mult decât o persoană normală. În schimb, eu nu reacționez la grăsimi, adică am o absorpție a grăsimilor extrem de redusă. Deci, aș putea să mănânc gras, proteină, nu știu ce, că nu mă îngraș, așa cum se îngrașă da, tu poți să treci, normal. Poți să treci peste pâine, că nu nici nu te interesează. Păi exact, Bravo. și nu mă, mai, mă interesează pâinea, și de atunci am devenit foarte conștientă de lucrurile astea. Și îți spune acolo exact în ce proporție trebuie să mănânci ca să slăbești. Dacă și... eu aș da saliva asta, s-ar întoarce peste o zi, nu peste o lună, și spune uh, 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 uh hair suntem din Germania, suntem institutul Vă atragem atenția că tot ce băgați dumneavoastră în guriță, vă, uh, vă face cât China. Uh, Faci mișcare? Uh, da. Câtă? Câți pași pe zi? Ce zice ceasul? Uh, Sau nu zice cu pașii? Nu, au fost. Uh, Deși fac fluctuații de la 19.000 de pași. A, uh, bun, bun, bun. La 1000 de pași. Uh, A, <laughs> tragic. Uh, păi nu, asta și ideea că uh, tu trebuie să. Corpul nostru este o uzină care muncește non-stop. Ca atare și tu trebuie să consideri că și tu trebuie să muncești pentru el non-stop. Că dacă tu faci o săptămână, o săptămână fac în not. Și când te mai duci la, la not? Peste un an. Atunci n-ai făcut absolut nimic cu nimic. Bineînțeles. Nu, consistența, consistența, constanța. Constanța, corect. E, constanța e cheia în absolut orice. Inclusiv asta. Nu nu se poate. Cum mâncat, de exemplu, dacă ai o sincopă o dată pe săptămână, e ok, nu se simte. Ce înseamnă sincopă? Sincopă înseamnă când mănânci ceva, ai mâncat clătită. Și tu okay. fiind la o dietă hiperproteică? Okay. E o sincopă. E o adică, masă o fel de. Da. Aia... Am o, o săritură. Auzi asta, ok, așa. așa. A, că sincopă înseamnă altceva, în muzică. Nu, da, 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 dar da, sincopă... Da, e un... Puteau pute să o interpreteze a, în fel și chip. A, okay. Dar înțeleg. Dar perfect, în rest, uh, da, trebuie să existe o constanță. Uh, da, vre tu vrei să slăbești? Înțeleg. Eu vreau să slăbesc până de Crăciun încă cel puțin 10 kg. Și tu ești sub... Uh, o, ai o schemă? Nu, schema mea e următoarea. Așa, sam constant pe săptămână niște activități sportive. Perfect. În sensul că mie îmi place foarte mult uh, sportul care se numește tenis. Nice. Eu Are sunt antrenorul lui Djokovic. Nu, <laughs> Am înțeles. El nu, nu știe, mai... să dar noi nu, bai. Da, nu, el nu, anunțăm nu, nu pe această spus cale. să nu apar. Eu sunt la din umbră. Nu am înțeles. Uh -huh. La secret, de altfel. Cu care el reușește să se facă tot din Ești Știi, când asul ies... din mânecă. Exact, când iese de pe teren, face așa. Mie îmi face, de fapt, că eu l-am învățat cu mentalul să fie puternic. Iar, dincolo de asta, eu nu mai vreau să mănânc decât o singură dată pe zi. Să beau o cafea de dimineață. Ah. Să mănânc o singură dată pe zi, ăsta e visul meu. Da. Vis pe care l-am implementat în luna august. Numai că spre finalul lunii august, soția m-a mai invitat, m-a făcut o surpriză și m-am dus undeva peste hotare Și s-a terminat distracția. Am de unde era un fasting puternic. Așa? Unde... A funcționat? A funcționat. Acum mai funcționează? Acum funcționează pentru că eu nu m-am atins decât de jumătate de. Nu, dar în general, de când te-ai întors? Din vacanță. Când nu mai alergi, trebuie să te reîntorci la forma de dinainte. Și încet, încet mă reîntorc la forma de dinainte. Pentru că știi uh, care e îngrijorarea mea, că și eu mm. am, am făcut treaba asta, dar corpul s-a obișnuit și nu mai reacționa. Dacă mănânci dată pe zi, nu e nimic, conservăm tot. Aș Era vrei foarte vreau să. complicat că. Înțelegi... Trebuie să fii și mai dur cu corpul tău să Dar nu, supui... nu e vorba că mai dur. Eu n-am mai fost mai dură. Nu, am început să mănânc doar că mâncam, mănânc în niște cantități foarte precise și nu e mâncare neapărat puțină, e doar mm. altceva, sunt alte combinații. Uh, și nu e zahăr cred că am un gram de zahăr, dar deși mănânc lucruri dulci, doar că n-au zahăr. Uh, dar uh, mi-a făcut cineva această chestie, băi, totul s-a schimbat, totul s-a schimbat. Deci nu mi-am imaginat nicio secundă că de fapt și drept secretul era în ce mănânc, nu cât mănânc. Că dacă am mâncat doar această felie, voi face... Deci, dulce, deci, e de, e de discutat aia, aici, aia, dar aia, aia, mă bucur mult că, da, dacă Rămâi la 19.000 de pași, cred că și cu tenisul ești bine. Eu cred că trebuie să trecem la întrebări serioase. Pentru că întrebările. sunt... dacă până acum a fost o glumă. Pentru că întrebările scot. Dar chiar stai puțin, dacă avem pauza de baie, că nu mai pot. Te rog, acum. Serios? Da. În spatele, în spate, acolo. Te rog, în spate, acolo, în dreapta. Nu, 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 nu. În spate, acolo, în dreapta, este exact o pauză de baie. Și până vii tu, o să mănânc jumătatea cealaltă de sarma. E lumina prinsă. <fie> Iar... Aș vrea să te anunț că da. ai o oglindă mincinoasă la baie. <laughs> Băi, nu e așa? Da. Nu a... Toată lumea e slabă și frumoasă în oglinda aia. Mincinoasă. Zim, cum, cum lucrăm cu chestiile astea, pentru că asta e o chestie foarte urâtă. Dacă nu toate oglind... Trebuie să fie un stas, fiecare oglindă să fie la fel. Da, mie mi se pare groaznic. Că... Pentru că una te minte, îți uh -huh. creează o stare de spirit, alta vine și... Uh -huh, uh -huh. Dar ceea ce nu... Ceea ce nu minte niciodată sunt întrebările. Așa. Yeah. Monica? Mm. Slănină cu ceapă sau caviar? Slănină cu ceapă pe pâine prăjită, de care nu mai am voie, da. Pe lună. Ce? Dacă eu te-aș invita, Monica, mergem acolo, mâncăm o singură... De câte ori se permite? O permit? singură dată pe lună? O singură da, dată da, da. pâine prăjită hai să pune restaurantul ăla, ăla urât, ăla care mănâncă. Și mă duvă de os de aia și așa, și prostii de la de... O singură dată pe lună, da? E, e absolut ok, nu suntem absoluți. O da. chestie pe care am auzit-o de la tine, mi s-a părut senzațional, prefer să dorm cu geamul deschis sau închis? deschis, normal, 16 Aici... grade, frig, în frig. Explică-mi de unde plăcerea asta de a... Îți explic de ce. Eu pot să-ți găsesc o explicație. De unde plăcerea de a dormi în frig? Mă de? pregătesc pentru apocalipsă. <laughs> <laughs> nu, serios, treaba asta mi s-a schimbat pur și simplu toleranța la căldură în Los Angeles. Eu eram genul care trebuia să aibă 25 de grade în casă să mă simt confortabil. Așa? Uh, și acolo ceva s-a schimbat, pentru că am început în timp, în ani, să dau aer condiționat un grad, jos, un grad mai jos, un grad mai jos, un grad mai jos, un grad mai jos, până când am ajuns la 16 grade. La 16 grade, pentru mine, este foarte bine. Să dorm la 16 grade este minunat. Este cel mai odihnitor somn. Știu, te gândești că că-ți bate, Alice, nu, un nu, cap, aerul condiționat. Nu, 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 uh, nu, Pregătește are condiționat de toate din casă la 16 grade. Ba nu! Ca să vin în fața Monicăi la 15 grade. Mamă, ce nebunie ești. Te vizitez la spital, cred că. Alo, Monica! <laughs> te Începe-te să spală. ajuns? Spatele înțepenit. Nu, da, nu, mai era Tibi. Amigdalele da, inflamate. da, asta e problema. Mai era Tibi Ușeriu, care din când în da, când, da. Care face ultramaratonul ăla. La... Da, și el destins așa în chilos, nu știu ce... Unde, știi cum se bagă sportivii, tenismenii, ca mine, de exemplu, sau ca Nole, prietenul meu? După ce terminăm, ne băgăm într-un într, -o, într -un ciuber de la cu gheață. Gheață, da, e recuperare musculară perfectă. Da, dar el face asta în mod frecvent, fără să știi, pac, ce faci? Și din că așa, normal, tu care te concentrezi, Da, nu să respiri, reprimi, practic, să reprimi da, frigul. da. Faci asta, băi cu gheață? Serios? <coughs> nu, pentru că efortul meu este foarte mic. Ha, Când merge la un gran nu, nu, n-am încercat. Știi că e o metodă asta, Wim Hof. A, a de fie, a fie după, acest... după, fiecare meci de tenis, da. îmi dau cu apă rece peste toți mușchii da da, picioarelor, da, da, Pentru că se contractă. Și tu simți, da, și tu simți că e o recuperare mai, mai nu, ușoară? Nu, dar am eu n-am acasă posibilitatea... Ei, să... n-ai, ai o cadă păi da, mă, dar și nu... cumperi cu... patru pungi de la de gheață. Și ce de... exemplu dai copilor mei? Dacă, de exemplu, și eu o să înceapă cu gheață. Dacă își fac un Mimunat! whisky cu gheață. Își ridică imunitatea. Pe bune? Da! Vorbesc serios? Este senzațional. Eu nu fac asta, dar știu copii care fac asta. care, Da! Deci dacă... Care adoră apa cu gheață. Să facă băi de astea scurte, să se scufunde. Da. Tu, tu vorbesc serios acum. Eu ți zis că eu nu fac asta cu gheață. Crește da, imunitatea plăcea... asta da, da, cu gheață? Da. Păi Wim Hof, metoda lui Wim Hof, exact asta spune. El de asta... A patentat această metodă de recuperare, pe lângă faptul că e recuperare musculară, îți ridică imunitatea. Și e într-un fel logic. Pentru că expunând. Iubirea. Crește reziliența. Eu, eu, practic eu nu mai vreau la... asta, te rog frumos de aici, pentru că vreau să. Aduce niște gheață. Vreau gheață frumos. All the Way. Mulțumesc foarte frumos, ești foarte drăguță. Și pâinea, nu mai vreau să văd pâinea. Sunt... Sunt convins că. Știi, eu am ajuns la concluzia că Monica e ca o vrăbiuță și o înțeleg perfect pentru că sunt și eu la fel. Eu acum, după ce am făcut vacanța asta, ia, ce ai, ia. Mm, bun. Dacă insist în vin, dacă insist în sarmale, dacă dau iama în sushi, pe păi atunci să nu mă mir. Că da. dacă la următorul meci de tenis... Stai puțin, mă doare L5 cu L6 cu L7 cu L9, L10. Da, da, nu. da. 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 Deci. Nu, bă, și vrei să-ți spun ceva? Asta mm. nici nu ține de vanitate, dar eu am descoperit că în momentul în care tu ești la o greutate la care o, fiecare dintre noi e confortabil, mm. ai o formă de libertate, știi? Te, te miști, te, te simți, nu te simți restricționată în niciun fel, știi? Știi? Te știi exact despre ce vorbesc. Când mă vezi așa, băgă de o melodie nostalgică. Când eram de 20 de ani, ce suflu cei prin inel mă trăgeam Nu aveam nicio durere Din contră aveam o mare plăcere Să alerg prin București Mereu <coughs> Oprește, gata Ai doar ce doamne roata. Scuze-mă, zis Eu că -am nu cânti. Eu ți-am zis că mă... Eu scuze, -mă, că mă... scuze -mă, zis, păi că, nu zis, zis mă... că nu cân... zis -mă cânți, dar de ce dar... cânti? Pentru că de ce cânți ai când făcut o mare cânți? greșeală să mă încurajezi și să mă strânești. Cânt acasă. Auzi, dar nu, 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 no, 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 no. O, o personalitate care a lucrat cu Michele Placido trebuie să știe foarte bine că limba italiană și muzica italiană este la mare preț. Nu cred că mai aveai încă un as... La mare preț în România De aceea întrerupem întrebările cu o motivație foarte serioasă. Dă sarma la o parte Că vine italiana uh, De departe, departe Hai că pasta. asta mm -hmm. De unde știi pe asta? Ei, dacă ești român N-ai cum, <laughs> pentru că ai crescut Cu o mamă <laughs> Care deci... a ascultat italiană la greu. Dumnezeu să-l și pe totul cu eu apropo. Da, 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 da. Dragii mei, înce uh, ia începe, ia începe, ia, începe tu melodia. Mm. Che confusione, sarà perché ti amo E un'emozione, che cresce piano piano Stringimi forte, e stami più vicino Se ci sto bene Sarà perché ti amo, io canto al ritmo dei dolcettore respiro e primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma di dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo, e vola, vola si fa, sempre più alto si va, e vola vola, e vola con me, il mondo mago perché se la mola. Basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te e vola vola si fa sempre più alto si va e vola vola con me il mondo è morto perché se l'amore non c'è Basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te Bravo? A casa po' semplicemente vuoi te pensa tre dove si dai. Pronto? Pronto? Sì, io sono di agente di Monica. Sì. Di, di agente? Sì, agente, primo agente. Ma è ma, mai molti agenti, io sono primo agente. Come? Uno con, con mafia, con mafia, <ride> pac, pac, ci buffiamo buf, <ride> la macchina. Perfetto. Kit? Non ho bisogno di milioni di dollari. Non ho bisogno. Non è mancato per star male. Contratto si fa per stare male. Grație, ciao. Băi, impresarii ăștia, producătorii ăștia sunt senzaționali. Mergem mai departe cu întrebările. De Ești ceva. Sărat sau dulce? Sărat. Sărat prefer, dar nu prea e bine. Că... Da, nu, pentru oamenii care par la televizor, reține apă, te umfli, nu e bine, săratul. Ce să facem? Eu acum am dau seama că ai dreptate, pentru <-i> că e de, nu știam de ce, bă, dar parcă vreo vreo vreo? Să subțies, o brază asta era mai Știi că vorbim cu tine, îmi dau seama de anumite lucruri pe care trebuia să ne întâlnim mai devreme. Da. Vreo cu vreo 15-20 de ani. Nu e nimic, lasă Las că e bine și -acum. Te acum. că ai o carieră lungă. Bun, și acum, uh... asta e, trăsăriști. Acum o să-ți dau niște regionalisme moldovenești. Te rog. Și iată că nu e frică. Nu, deloc. Dacă sunt din zona mea, le știu sigur. Îmi spui ce înseamnă în uh -huh. vorbirea curentă, da? Uh -huh. Încep cu ceva ușor. Uh -huh. Ghebos. <laughs> Cocoșat. Am încălzit, elegant, am întrebat o răspuns fără da. a zâmbit chiar. Deci ăsta e răspunsul perfect. Știi că... Să spunem ceva. Da. Ciumonucma are mă 8000 observați. Zice Deci să spune perfect. Chilimangiaru are 5.000. <laughs> Bun, perfect. Al doilea. Asta e mai... Tocmagi. Tocmagi? Fata mea. Da, în zona la mine nu e, dar... Ba da, e în zona la tine asta. Nu chiar la în zona Iașului. Tocmagi. Nu, îmi spui ce e, altfel nu mergi mai departe. Nu pot să spun expresia, că îți dai să mai după aceea, dar tu îmi spui ce să înseamnă tocmagi. Dacă nu aici vei rămâne... Până când am dai răspunsul. E, stai puțin, că e ceva muiat. E ceva înmuiat, dar nu știu ce stai pe țin, că mă Ce gândesc... poate să fie înmuiat Ei. și să fie, fii atentă, dar nu, nu pot să fac. Se ba da, fac Știi se că te gândești la post dar, dar de fapt... Uh... Cald? Cald, parcă sunt la de <laughs> Mimă. Cald, cald, adică? Adică, um. Monica, ce... S-au înmuiat. Și le-ai pus ceva și s-au muiat. Mulții spus magii, da, da, s-au muiat, toc magi. Măi, e o cereală. Da, știu. E mălaiu? Nu, nu că e nu, mămăligă, nu, nu, nu nu, 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 E sunt grâu, e nu, crupe, sunt nu, crupe? Ce, 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 ce în, în uh, supă? Griș Nu, e, nu Tei tei. Asta e Toc -magi? Mm, nu. La, Ok, admit, dar asta deci, nu știam. De, nu știam asta. Toc a, aici este, okay. eu de fiecare dată Supăc când fac întrebările astea, mă duc la Academia Română. <laughs> zic, nu vă spărați. am înțeles. Am niște întrebări -am pentru nici Monica. Dubiu. Vă rog frumos să mi le verificați. E verifică. Te rog. Fii atentă. Ce înseamnă holercă? Nici asta n-am auzit cuvântul Men, eu nu știu dacă te-ai dus în zona mea. Poate te-ai dus în Bucovina, poate te-ai dus în Suceava. Nu, m-am dus aici la tine. Asta este cel mai greu pentru că eu dacă mi-ai, fost mi-ai fi spus că. colercă? Și nu, nu cred că m-aș fi descurcat. E băutură? Băi, cum a ghicit-o! Păi nu, dar după așa, că am... Păi nu mă după așa! Păi nu mă după așa poți să-ți dai seama! Nu mai așa poți să-ți dai seama! Bravo! Deci asta... Ideea este că nu trebuie să le păstrez. O, o să. în, în 50-100 de ani, ăsta o să plece. Spun sincer, îmi cer scuze. Da, că... da. Întrebare, Iași sau Los Angeles? Ei! Na! În ce circunstanțe? Din ce punct de vedere? <laughs> în circunstanțe atenuante, bineînțeles! <laughs> Ei! Na! În, în doze de, de vizitator, cu siguranță, și într-un loc și în altul, în doză mai mare Iași cu siguranță. Care este cel mai frumos oraș vizitat de tine? Frumos? Da. Oraș, mai de mine, dar păi e o listă. Da, știu. Dacă mai întrebați, -aș, avea unul singur dacă mai întreba. Da? Pentru că el combină mai multe emoții și probabil că de aia îl și aleg. Da. Dar spun eu după ce al meu, dar spune-mi al, al tău primul. Roma. New York mă, Da, dar Pe sufletul meu Eu mă văd de fiecare dată când vreau să mă liniștesc Plimbându-mă prin Brașov Nu știu mm. de Am așa, o, păi, am așa e un fix da, dar senzorială, pentru că, pentru Eu m-am că... despărțit la 20 de ani Am rupt practic Brașovul și am stat în București mm -hmm. Cred că de acolo Mi s-a mărit și, și Dorul ăsta formidabil Prezentatoare TV sau actriță? Depinde de proiect. <laughs> nu că dacă proiectul e mișto, ăsta e criteriu. Am înțeles. Uh, mai mult actriță, cu siguranță. Da. Dar dacă proiectul e fain, cu plăcere. Dacă ar fi să alegi orice film din istoria cinematografiei în care ți-ar fi plăcut să joci, care e asta? Tu mi-ai zis de, de unor, da? Vai de mine, nu. Nu, dar... nu, nu, nu acolo. Un Complicat. film în care ți-ar fi plăcut să joci. Pacientul englez. Extraordinar! Cum De o ce cheamă? extraordinar? E unul dintre filmele mele preferate. Da. Iar zilele trecute. Dar cine crezi tu că. La cine mă duceam? La Juliet Binoș sau la Cristin Scott Thomas? La Cristin. Da, da. da. Nu, no, la Juliet. Uh, la Cristin, pentru că tu ești pasional la, uh, și știi ce vreau să spun cu Real Feins. Uh, acolo, da, e, e clar. Iar zilele trecute, uh, mi-a cântat ceva. mi-a cântat ceva Teoroz cu o voce care se atât de... Îți amintea de vocea de început, de tip -ma Da, maghiară, da, 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 da. Mare! <sus> băi, niște... M-am m-am rămas... mascat și cred da. că cred că să fac o paralelă. Foarte, foarte bună alegere. Îmi place. O să refacem în România și o să... Bine, nu o să mă alăgă pe mine, pentru că la, la, cu mine orice avion... <sus> <sus> De <laughs> delta planul <laughs> cade în nas, așa? Așa. Florin Piersic sau Toma Caragiu? Care dintre piersici? <laughs> Șmecheră ești! Mm. Da, da, e, da. <coughs> și asta e adevărat. Cu da, fiul e un actor foarte mișto. Da. Foarte bun. Uh... Tu îl urmărești pe, pe, Florin Piersic Junior pe Instagram? Nu. No. Băi, fii aici. Ce zice noi, nu, zi, zi, zi. când e de vorba de produs de conținut, da. noi ne facem să facem niște da. vorbe inteligente. Da, da, noi să... să cântăm ceva. Da. Asta, să facem... să E frumos ce să vedem în spate. Ex <laughs> toate elementele. Da, da. Dacă îl urmărești pe el, da? el ia carul cu sfaturi pentru Instagram și le le răstoarnă, așa. așa. Ăsta e Florinel Piersic Junior. A, și e counter total. E counter, bar, da. tu urmărești el și o să vezi niște lucruri pe care nu le vezi în altă parte. A, da, ce fain. Și e un univers al lui pe care are atâta autenticitate încât e imposibil să nu urmărești. Te uiți facem Bun, bun, da. bun. Perfect. Neapărat. Îi dau fal, cum ies de aici? Așa. Faci sau taci. scuze, mă asta era din din altă Acum vine o întrebare la care cu siguranță o să ai un răspuns. Skiul pe zăpadă sau pe apă? <laughs> Hai zi tot! Tot Instagram-ul a fost martorul eșecului meu pe la schiuri pe apă. Nu mi-a ieșit decât să mă țin decent 20 de secunde uh, cu schiurile Dar... pe apă și eu am zis că dacă mă descurc pe zăpadă, adică cum pe apă? Ce o fi așa de greu? <laughs> cum să nu? Crede-mă, nu. Intră apa printre schiuri. Trebuie să le țin într-un anume fel. E o întreagă filosofie. În am afara... vrut să renunț. Uh, sunt moldovean că și sunt ambițioasă și m-am insistat, bineînțeles, cât să... Să nu pe de acolo cu bolile sat, <laughs> că despre asta e vorba. Uh, dar pe zăpadă, fain. Păi, schia, tu, tu îți ești oferă moros o experiență... Sau două nu, nu sunt pe placă, sunt pe schimb, două. două. Fii mei pe placă, eu sunt pe două și mie îmi place pe două. Da. Și tu știi, adică îți oferă niște o experiență, o comuniune cu natura când urci pe niște piscuri, nu știu ce și... Păi, momentul ăla, când zici, ai senzația că ești una cu tot. Știi? Unde ne vedem la iarnă? Hai să trecem la pe. Nu, no, și nu, nu mi-am făcut vacanța de schi, dar mă uit, mă uitam acum să știi. Fi? unde îți place să schiezi? Eu, din păcate, nu am ajuns. Austria? Mm. Aș fi vrut. Singurul loc în care am ajuns să schiez a fost Brasov, atât. Mm -hmm. Dar eu sper să ajung mai departe. Păi ar trebui. Um, Andreea! <laughs> Îmi dai Vorbim. share location și Vorbim. acolo mă, mă duc. Am oh, unde mi-ai dat share location? Vin eu cu tele, am planul din de avionul din pacient de Se englez. Se schiază minunat și, -n, și în Brașov. Da, da, schiat. da, sunt niște lucruri frumoase. Iașul are patru porecle. Știi cumva una dintre ele? Mm, orașul celor șapte coline. Băi, era... vezi, 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 mă, că știi, deși ai, știi ceva despre celălalt. Washington. nu, nu, nu. <laughs> da, zic nu, și Washington. Da, știu. E, 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 e. e, așa. Orașul marilor idei. Oh. Orașul marilor iubiri. Orașul celor trei uniri. Asta așa. ca să, astea sunt. Și după aceea orașul celor șapte coline. Coline și Washington. Eu le știu pe astea mai. Uh, să adaugăm și Washington. Perfect. Prefer ceasturile sau bijuteriile? Bijuteriile. Laura Lavric sau Daniela Condurache? Nu știu cine e Daniela Laura Lavric, deci, da, Laura Lavric ești de la mine de la Ieși, adică n-am cum. Pentru că Laura pentru Lavric. că n-ai trecut testul ăsta și pentru că o ai Scoatem avut ezitări, Pe da... Pentru că Ondurac. ai avut ezitări, Vai pare de capul rău. meu, iertare, iartă-mă, te rog frumos. Păi, dar cum? Dacă când am intrat, asta nu s-a bifat? Nu, ai altă, ai, a fost aia altă. Deci, știi care chestia? Că sunt foarte multe din, din Moldova. Eu ce să le fac? Ia, încep începe, poți în să. Trandafir asta. De la Moldova te-aș iubi Dar nu știu vorba Fii atent. problema este că eu pe asta știu să o dansez Nu să o cânt Eu asta fac la noți, botezuri cu nunii Tu dansezi Normal, la... horă, bineînțeles Asta este, ăsta e un punct culminant cu în uh, bună, bună ziua, doamnelor și domnilor Mă scuzați să vă deranjez uh când mă chemați la vreo nuntă, vreun botez, uh, să știți că eu vin cu Monica Brădeanu. ea dansează și eu când și, spre surprinderea tuturor, îmi va lua la mijlocul, mijlocul piesei microfonul și va cânta și ea, exact așa cum se întâmplă acum. spy, drive, fear. De la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba Bă dar ce, 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 ce timpul frumos tra ai! Tram De la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba Lunga-i lungă, iar mai verde Ce-am ce iubit nu se mai vede Ce-a fost verde s-a uscat Băi, mi am iubit s-a scuturat Păi tram să te iubesc eu mai Păi tranavir de la Bacau Vino să te iubesc eu mai Păi lunca e lunca iar mai verde Ce-am iubit nu se mai vede Ce-a fost verde s-a uscat Ce-am iubit s-a scuturat Zic cu mama. mamă! Tra Trandafir să te iubim amândoi, măi Fie, fie să fie, Monica Când a fi Din doră voi să te iubim amândoi, măi Zile, mă! Da! Lunca-i, iar mai verde Ce-am Ce nu se mai se vede, mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, băi Ce-am iubit s-a o dată, ultima! Dar lunca e lunca, iar mai verde Ce-am iubit nu se mai vede Ce-a fost, fost verde s-a uscat, bă! Ce-am iubit s-a Nu mai nunți și botez atât. Eu și Monica Bărlădeanu, în sfârșit, o parteneră... De când îmi doresc chestia asta? Stai, stai, se închide cariera cu mine. Ia te rog frumos chestia asta și dacă răspunde bine la ultimele întrebări, atunci îi dăm și bonusul. Seară perfectă pe... Asta e ultima întrebare. Seară perfectă pe balansoar. citind Radu Paraschivescu sau pe canapea uitându-se la cel mai bun serial pe Netflix? Bă, oh, depinde de zi. Amândouă sunt perfect posibile și valabile. Vezi că se uită Radu Paraschivescu? Radu dar, Paraschivescu. dar știe că îmi place mult cum scrie păi, E da, da, super e, e, simpatic e, 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 Uite așa stă el și e, văd. știe, știe, știe Pe toate canalele posibile Mi-am declarat afinitatea pentru Felul în care scrie și felul în care traduce E un mare traducător Radu Paraschivescu este impecabil Radu Paraschivescu este un uh, iubitor Foarte de mare de muzică Și, și de, de fotbal. Ah, ok de fotbal, de fotbal și-a exprimat gândurile, pentru traducere și-a exprimat gândurile cărțile lui, la mine stau stiva acasă, una peste alta, sănătoase, dar muzica, eu cred că acum te invidiază, pentru că tu ți-ai descoperit vocea, ai o voce foarte sensibilă. Sensibilă. Iar. Uh... Ești, prea drăguț. Deci, nu. Oamenii de acasă, dragii mei, vă rog. Închideți televizorul, vă rog, închideți televizorul. Iertați-mă, adică mi se pare că ați asistat la cel mai prost karaoke. Dar. Uh... Nu itați. iertați. Dar nu iertați telefonul nostru permis este... să am această libertate și să mă joc astăzi. Telefonul nostru este pe ecran, chemați-ne, voi veni alături de... Când băgăm popularul, vine... În... aici Ai sta... Are mama, are mama. Tot, mama, tot da, mama da, ne salvează. Da, da. Pentru că ai răspuns într-un mod foarte instructiv. Pentru că sunt multe persoane care au găsit cu siguranță răspunsuri în tot ce mi-ai spus astăzi. Vreau să-ți dau și un premiu. Nici dulce, nici sărat. Eu am încercat să fac așa. Nici dulce, nici sărat. Am zis să fac nici dulce. În primul rând, gust eu. Gusti, Fie, fie atentă, fie atentă. Uite, ne promite. Tu, tu mă primiezi așa? <laughs> tu mă nenorocești aici, pur și simplu. Deci, și nu. știi care-i trucul? Mi-am dat seama. Deci aici, mâncare, așa. din belșug, așa. din oț, nu știu ce, așa. oglinda, mincinoasă la <laughs> Tu te duci și ți se pare că ești bine. Și atunci ești încurajat să... Te deci, premiezi deci, în continuare. Uh, aș vrea oglinda aia să fie dusă exact acasă, dar vă rog nu mai ținem la academie aici. O ducem exact acasă ca ca fiecare dimineață, măi horica, dar ce paloare, n, -ai, n -ai Hai să mâncăm și noi ceva de dimineață, mă horica. Deci, ăsta al eu prima dată, te să rog. spun, ia. Sărat, dulce. Dacă eu un vârf, dacă nu vrei nu vezi sărat, dulce ce fain e lingurița. E o linguriță din inima. Asta e. Deci, dragii mei, dacă ați urmărit astăzi podcastul, știți exact cam ce-i place monica -i. E minunat. Ce, ce vreau. Și acum mă adresez. Care este uh, zodia cu care te... Mă împac cel mai cel bine? Mai bine. Uh, berbec, leu și zodiile de aer. Gemeni și balanța. A avut toate experiențele de pe pământ. Cea care îți este copilul. Eu așa zic eu. Eu așa simt. Pentru că e exact ca și mine. Parcă ziceai că doar o guști. Mi-ai zis da, mi-ai dat, dat unii verde. <răzări> nu, n-a fost verde la asta, nu. Întâi, <răzări> pentru că au trecut foarte multe ore și sunt, dacă ți au pașii la numărat, nu știu ce, dacă... <răzări> nu, că acum nu am să de de Aici a... în jur. <răzări> uh, vreau să dau, uh, pentru că n-am băut prea mult de roze astăzi, vreau să-ți dau din partea domeniilor Cuza. Aha, ce drăguț, că tot am zis, uh, vinul e, fabulos. acesta, pe Mulțumesc care să-l bei cu plăcere mult. cu cine vrei tu. Mulțumesc. Așa o să Zodie de apă, aer, așa. Și vreau să simt -ți pumnii pentru groapa. Vreau să simt -ți pentru filmul, pentru serialul groapa. Vreau să simt -ți pumnii pentru orice fel de casting. Și să le mai spun încă o dată oamenilor. Nu e nicio problemă dacă în viață, într-un casting, avem un mic eșec, pentru că toate eșecurile ne vor face mai puternici. Cu siguranță. Și, bă, și mai deștepți și mă o să câștigăm. Pe sigur că da, că ar trebui să înveți din fiecare eșec, nu? Micro-eșec. Sunt, sunt, lucruri care te, te ajută, de fapt și de drept, să lucrezi, să întărești un instrument, să lucrezi la tine, să fii mai ambițios, să te duci mai departe. Dacă lucrurile ar ieși ușor... Hmm. <laughs> Frumos! Dacă lucrurile ar fi ușor Da, ar fi foarte trist Știi? Cred că n-ar fi N-ar fi N-ar fi Nu dramă în viață, n-ar fi N-ar fi viața Eu cred că n-am înainta N-am înainta Dacă nu ar fi muzică Am stagna de aceea eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația Dacă Dacă n-ar fi astăzi. muzică, ni s-ar închide inimile. Știi că muzica deschide inima. De aceea ai ultima de cântat, ultima piesă să din te această... <laughs> nu mai pot, nu mai pot, te rog, nu hai. Deci asta, asta este o piesă pe care trebuie să o cânti pentru că așa se numește podcast. Asta e, dar să știi că nu știu, trebuie să... -l... Te, te ajut te eu rog, normal. Te rog, Știi ce, știi ce îmi vine acum să cânt? Feliz Navidad. <laughs> păi acolo ne îndreptăm. Feliz Navidad. <laughs> Unde să mergi de cânt? Te rog, te rog, te rog. Zi. O să mi faci un Uite, vezi, nu ți-am cerut nimic. Tot așa un podcast. Orice. Orice. Deci poți să-mi cânti un pic din Noel? Este de departe, cântecul meu de Crăciun. Poți să-l tai la montaj. De Crăciun. Noel o cum era ăla? Noel. Oh holy night. Na 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 deci, aia trebuie să cânt pe aia. Nu azi, da? Să mai cânți într-o zi. Atunci, evident, facem așa. E septembrie. Ne vedem în decembrie. Eu pregătesc piesa ca să cânt ca lumea, ca să țintre pe sub piele, să spun așa. Simt că o să ne vedem în decembrie, oricum, că organizează <laughs> Așa, și, uh, je, da. și cântăm uh, asta noel. Să pui pe, da? Procumos. Foarte tare. A fost un podcast alături de Monica. Am fost în Italia, America și România. N-am mai discutat de dragoste, dar de asta se ocupă Monica. Pentru că eu știu. Monica, atunci când își se gândește așa și își pregătește ea ceva, trebuie să învingă neapărat. Uh, unde găsesc bijuteriile astea? Când mai ai avocat de ele din nou, o să le găsești. A, ai avut... Așa că, dacă, de exemplu, îți vine o producție formidabilă de film, da. îți orice activitate cu mm -mm, bijuteriile. Păi nici nu prea ai cum. Iar asta o să... O, cred că o să mă apuc din nou și o să lucrez efectiv la o, o piesă unicat, la unicate. Tu faci numai unicate, spun, ca? da? Da, chestii care spun povești Nu, pentru că la unele dintre ele am făcut și matriță și le-am reprodus. Uh, dar cred că asta o să fac, pentru că, de fapt și de drept, fiecare dintre nevoia mea de a face o piesă e asociată cu un rol la care mă gândesc, cu o poveste. Și în sensul... îți mm. dau o temă. Te rog. Noel. Uh -huh. Și ne întâlnim de Crăciun. Bine, ok. Așa am stabilit și pe asta. Încep eu. Zi. Mulțumesc frumos că ai venit. Cu cel mai mare drag a fost o bucurie. Lucru simple sunt de ajuns Nu-mi doresc nimic în plus Vreau și mâine Același cer senin. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palmă ta pentru, pentru mine N-ar fi prea puțin Eu Nu ca Sunt așa. Orice vise aș avea, da, lucru simple voi păstra, cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra, A fost alături de noi astăzi, Marius. Bravo, Marius! Mulțumim! A fost Dudu, care stie cu căștii la coro și... e pe cale să cheme toate navele de la NASA. <laughs> Mulțumim, Dudu! Răzvan, care se plimbă, parcă ar fi un somnambul cu... teleghidatul la prin mâna lui. Și care ne-a filmat discret toată și seara. Da, și Andreea, care Mulțumim. a dispărut pentru că... a început să mănânce sarmale. Sau ce-o mânca o bucurie de copil. Și acum să trecem la strofa a doua care sună așa. Te ajut eu, bineînțeles, ca de fiecare dată. Te dat. rog. <laughs> Mie mi îmi place orice zi Care mi-ar putea zâmbi dimineața De lângă perna ta Lași tu așa cum ești Când mă cer și când mă ierti Și speranța că nu te vei schimba Nu un mistere Să le deschid ce aș avea Lucru simplu voi păsta Cer albastru eu și tu Mie de ajuns muzica Da, da Mie de ajuns privirea ta Lucru simplu voi păstra Vei păstra Da, da, da

Asta nu te-ai așteptat. Buna asta. Asta este o, o bâtă pe care o <coughs>, practic doar atunci când uh, sunt sentimental. Are nu știu ce în ea. Cred că sunt scoici, dacă mă trebuie bine. Iubește Iubeste și ea. Bă, ce Nu va fi greu să mă iert pe mine. Eu spun sincer că tu trebuie să te apuci de muzică. O să fac să știi că mi-a plăcut niște lecții. Serios. Chiar serios. Cred că să-mi